Am de făcut un mic anunț pentru domnul Mișu din chat. Când ai fost ieri la mine să facem curat în calculator și am șters niște căcaturi, se pare că am șters toate asset-urile pentru intro-ul cu oaia care se învârte în cuptorul microunde. Nu le-am mai găsit, așa că am zis să fac cu o vacă care se învârte pe fundalul de la Windows XP. Da, destul de interesant. Vă mai las un pic cu muzica asta. Bună ziua și la mulți ani tuturor vizionatorilor noștri cu nume de Mihai și cu nume de Eminescu, pentru că este ziua lui. Bine ați venit! Hai să opresc muzica asta. Salut! Ce faceți? Hai că a început bine săptămâna. Cum mai sunteți, oameni buni? Deci am avut cumva dreptate când făceai curățenie. Da, bineînțeles. Am zis să aștept să văd dacă chiar am șters ceva important sau nu. Bună ziua! Seru Stoc! Bine v-am găsit, bă, la mine pe canal. Nu i-am mai văzut de vreo câteva zile că am fost plecat, dar am zis că, na, începem săptămâna cum trebuie cu un live. Desigur și bineînțeles. Domnul Zapiu, urați-mi noroc la coloviu la gramatică. Îți doresc cazul vocativ să nu ți se arate în față. Spor acolo la coloviu la gramatică. O săptămână bună începe mereu cu ziua lui Eminescu. Bineînțeles, domnul The Spider. Desigur că începe cu ziua lui Eminescu. Și... și mă bucur că ai găsit pe Tracer-ul. Și eu mă bucur foarte mult, Stefi, dar nu mă bucur că nu merge. Din păcate nu mai merge CD-ul. Așa de mult l-am folosit că s-a deteriorat, nu mai e utilizabil. Instalerul se pornește, dar se blochează la 10% și trebuie să repornezi VM-ul. Am testat, din păcate, asta este. Rider, îți mulțumesc frumos de remembership, 2 luni. Mersi frumos, apreciez. Soldatus Intergalacticus, 2 luni de zile. Super. Așa. Bun. Ținând cont că este un... este ziua ilustrului poet Mihai Eminescu, căruia este o onoare pentru mine că împart exact aceeași țară cu țara pe care am împărțit-o el, aș vrea, dacă îmi permiteți, să recit o poezie de-a lui, pentru că este foarte bine să ne aducem aminte de marile valori ale României. Bun. Poezia se intitulează Măi jupân Fanaragiu, scrisă între 1871-1872. Eu luat un an de zile să scrie poezia asta, fiți atenți. Bun. Măi jupân Fanaragiu, n-ați pizdă și dăm rachiu. Dăm rachiu del prefăcut, să stau bine la futut. Mai slăbește-mă din pulă că-mi dă rachiu pe gură, ba măcar să-ți dea pe nas că din pulă nu te las. Fata mare stă călare pe o pulă lată în spinare și se vaită și se plânge, vai de ea că nu-i ajunge, și se plânge și se vaită, vai de ea că nu-i mai lată. Aplauze încet pentru poetul nostru, Mihai Eminescu, o poezie foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult, o să mai citim și la anul, desigur, este ok. E foarte emoționant. E foarte emoționant. Mulțumesc, domnul Andrei Perju, de 6 luni de Soldatus Intergalacticus. Eminescu este unul. Eminescu, suntem noi. Sunt aici să te respect. Și cred că și Eminescu se bucură că lumea nu-l uită și îi ține minte adevăratele capodopere, nu astea pe care le învățăm la școală. Astea îs adevăratele poezii pentru care s-a luptat Eminescu cu... cum îi zicea, mă, la asociația aia, mă, la asociația aia masonică, mă, de scriitori. Am uitat cum îi zice. Mica litera... nu mai știu. Junimea, așa. Că după aia s-a transformat în grup de Facebook. Da, s-a chinuit foarte mult ca poeziile astea să ajungă în revista Junimea, dar din păcate n-au ajuns. Asta este. Junimea a făcut-o din nou. Tot timpul Junimea trebuie să strice chestiile. Mă doare mizeria. Eu zic să o tai. Oricum nu cred că o folosești la nimic.
Salut, Zapi, ce avem în program astăzi? Am chef să mă joc. Vreau să mă joc niște bully, că oricum am avut câteva capitole și termin jocul și promit. Mă uit în ochii voștri și vă promit. Astăzi nu mă supăr că mă resping fetele. Asta este. Preferă să... Nu știu, I mean... Bă, nu știu, mi se pare destul de trist. Se pare destul de trist că... Ia, nu găsesc un... Deci... Ei! Domnul Vlad! Mulțumesc foarte mult, Vlad, pentru 10 euro. Te salut. Apreciez, de domnul. La facultate. Spor la live. Să aveți și noastră spor în performanțele dumneavoastră academice. Faceți-mă mândru. Știți ce mi se pare foarte trist, mă? Că fetele nu mi-au apreciat dripul pe care l-aveam. Adică Jimmy costumat în... ba odată în soldat român în primul război mondial, ba odată în spiriduș de Crăciun, ba odată în ninja. Mi se pare foarte trist. În schimb, la fetele plac bărbații care se îmbracă așa. Ups, uite bă, nici n-o vrut să mi se pornească munit. Uite așa. Hai mă, serios? Chiar lași să-ți penetreze vaginul un asemenea bărbat? Un asemenea mascul alfa? Să-ți penetreze buzele vulvei îmbrăcat așa? Păi, tu dacă te duci la o fată să o fuți îmbrăcat așa cu 7 perechi de pantaloni dripi pe tine, foarte opium, apoi cred că îi se descoală pula până îți dai jos pantalonii. E ok. Mie mi-a plăcut costumul de ninja Big W. Măi, apreciez. Dar ești bărbat, deci nu cred că... Sau nu știu dacă ești bărbat. Sincer, nici nu mă interesează ce ești. Important e ca Jimmy să primească și el niște dragoste în viață. Stai. Unde era Bully? Bully Scholarship Edition. Altfel, cum a fost la școală? Toate bune? Cred că ar fi bine ca Jimmy să fie natural. Băi, din păcate, nu cred că este un mod de Bully Scholarship Edition să ne jucăm cu Jimmy în pula goală și nici nu cred că ar fi foarte indicat să facem așa ceva ținând cont că Jimmy este pe clasa noua. Ar fi ciudat. Unul s-a căcat în găleată la servici. Nu. Numai să nu-l pui în chiloți. Mă, nici chiloții aia de poartă nu sunt foarte historically accurate, pentru că eu nu știu care-i mania americanilor să poarte chiloți albi. Adică, what the fuck, se vede dâra de la căcat între buci. Nu mi se pare foarte ok. Ha. Nu știu dacă am început o zi nouă sau am început o zi veche, habar n-am. Am fost la dentist și mi-au zis că trebuie să-mi scot toate măselele de minche. Ioi, și e posibil să-mi scot dinți dacă vreau să-mi pun aparat fix. Altfel, totul bine. Asta cu scosul de dinți la aparat, n-ai ce face. În primul rând, nu-l băgăm în seamă pe tocilarul ăla care se ia de noi, merem la culcare, ai sleep. Dacă tocilarii ne dau bully pentru costumul nostru de Power Ranger / Art to Sleep. Și în al doilea rând, să știi că și Bianca a pățit exact la fel. Ea nu a avut probleme cu dinții niciodată, așa că implicit nu s-a dus la dentist. Așa că, n-au un moment dat s-a dus că o dureau măselele de minte și ghiciți ce. Voi vă dați seama prima experiență din viață la dentist să fie cu operație de scos de măselele de minte. Doamne și ferește, nici nu vreau să mă gândesc. Eu zic mersi că m-am gândit din timp la problema cu măselele de minte și am făcut mewing. Am făcut mewing și astfel mi-am modificat structura facială și au avut loc pentru să-mi iasă măselele de minte pentru că am făcut mewing. Da, chiar v-am zis că am făcut mewing. E ok, supraviețuim. Alții au murit și n-au avut nimic. Băi, Zapi, dacă tot te-am prins, cum ai fixat sunetul? Am pus silent catcher și tot l-aud cum murlă în urechi. Nu știu. În costumul de ninja, dacă se poate, domnul SNC, în costumul de ninja. Habar n-am, eu n-am avut probleme cu sunetul. Ce este acela mewing? Hai să-mi ce ori avem ora de chimie, hai să învățăm să facem.
Hai să învățăm să facem bombe cu gaz ca în primul război mondial. Oh, right. I didn't give one, did I? Oh, well. Ia, get ready. Bun, hai să vedem. Cu W să duci săgețile, cel mai probabil. Oh, uite, avem și mouse acum. Fascinating, isn't it? D, E. Pay attention. Am apăsat pe E. De ce nu a fost bine? De ce nu a fost bine, domn profesor? Aveți răbdare. Trebuie să fiu foarte atent aici, pentru că trebuie să-mi folosesc toată tastatura QWERTY. Uite, Q, D, E, S, A. What are you Ups, doing? Am apăsat pe D în loc de E, s-ar putea să pic la chimie. Am ultima șansă să trec la chimie, s-ar putea să pic. Este foarte greu la chimie. Nu înțeleg de ce nu se fac chestiile astea și la noi. De ce nu se fac și la noi? Good job. Keep paying attention. W, W in the chat. Good work. W in the chat. W in the chat! Am învățat bomba atomică! M-am uitat la chimie 4. Deci am trecut la toate, mai am o oră de chimie și o să mă trimită la școala de copii avansați în crime de război. W's in the chat. Degeaba dacă nu faci mewing ca ei Rafael în clipurile lui X-Lader. Mă, eu vă zic un secret, dar să nu-i ziceți lui Rafa. Rafa nu a făcut mewing. Atât am avut de zis. Bă, Zappi, de ce semeni cu Titanul? Titan gel sau care Titan? Ajutor, sunt urmărit de tocilari. Băi, lasă-mă, măi, fotbalistule, nu-mi place fotbalul. Astăzi am chef să sparg, am chef să jefuiesc. Stați că o să citesc imediat. Mulțumesc de membership, dar am despart un d-ăsta, un locker. Vreau să fur. Mamă, dar ce greu e despart ăsta, să-mi bat pula. Așa. Bun, gata. Ia să vedem ce am furat. Mamă, mască de bandit. Se poate spune că am furat de la hoți. Îs ca Robin Hood, mă. Îs ca Robin Hood. Gata, e ok. Never Sever, mulțumesc frumos pentru Soldatus Intergalacticus. Și îmi cer scuze că... Ei, ia uite. Ăștia au mai degrabă o problemă că sunt costumul de ninja decât că am furat. Decât că am furat din școală. E ok. Zopi, am 23 de ani și că mă uit la tine. Crezi că e normal? Bă, nu. Nu e normal absolut deloc. Sunt de părere că ar trebui să cauți ajutor specializat. Oameni buni, trebuie să vă puneți... Taci din gură! Trebuie să vă puneți la contribuție mințile în ceea ce privește gramatica în limba engleză. Suntem la ora de engleză unde trebuie să facem cuvinte. Da, corect, corect. Ceai. Hai că numai ceai bea de un profesor de engleză. Nibă, coi. Ia să vedem. Corn. Well done. Îmi place trupa Corn, e tare. Aș putea să pun can, coi. That's right. Oh, este coi în engleză. Nice. Good show. Narc. Narco. Try again, James. N-A-R-C. Keep it up. Narc, super. I'm afraid that's not. E cu doi de O. E cu doi de O. E cu doi de O. Nu, 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 e creion, fiți atenți. C-R-A-I-O-N. Vezi, nu-s așa prost ca voi. Așa. Haideți că deocamdată pic. Deocamdată pic, la engleză e vina voastră. Adică voi sunteți colegul ăla de la care copiez astăzi. Coranul! Good one.
Corn am pus. That has to be some sort of slang, yes? Nu. Este un nume, domn profesor, numai că tu ești mort de beat și nu știi să vezi chestiile astea. Nu, nu este cray. Orc? I mean... Nu este orc! Ăsta l-am pus deja. Ac-or... Perfect! Nice! Mamă, zici că bag la păcănele, așa se aude. Da, mă, cian, mă! Ok, următorul. Narcoi. Nu este niciun... Da, mă, cry! Ioi, deocamdată am 43%, 45%, 20 de secunde, 25 de secunde, 25 de secunde! Ok. Nu este roi, numere! Nice! Oh, the peak! Nu este! Am picat. Am picat. Am picat. Am picat la engleză, bă. Noroi! Noroi cu... Băi, și câte cuvinte am pus, mă, și tot am picat. Cum naiba? Aproape am terminat de tot, mă, cum am picat, mă, nu se poate. Ceva, jocul ăsta e rigged. Gata, am fost la toate orele astăzi, mă duc. Mă duc să-mi fac, ia uite. S-a deblocat misiune la proful de engleză. Hai să-l ajutăm iară să își ascundă alcoolul prin școală, ce ziceți? Ia uite. Ah, Hopkins. Very well, young squire. Huh? How are you, young man? Can I offer you a highball? Yeah, sure. Actually, maybe you're a little young. Better keep this out of harm's way. S-a mai picat cu șase. Nu se poate. Are you gonna be all right, sir? Mamă, zici că bea din sticlă din aia de ulei de pește, mă. Să știți că nu e alcool. E ulei de pește din ăla. Why? He keeps calling me a drunk. Says that I am irresponsible. Nu e adevărat, domn profesor. Nu e adevărat, doamne. He's trying to turn Miss Phillips against me. Well, sir, when people say bad things about what I do. Oh, quiet, ce faci, Nightbot-ul? Really? How? By showing a nobler side of yourself? Rising above it? No, not exactly. Spor acolo, Mișu. I like to show that they massively underestimated the force that they were dealing with and then really give them something to complain about. Ah, the treacherous Machiavel. I love it. Good. Me too. Machiavelli din Assassin's Creed, ați auzit? Ați văzut că pe hartă, stai, poți să intru în clasa de engleză, că am văzut pe hartă că scria ceva. Scria India, pe hartă era scris India. O secundă, că trebuie să fac un Epic Gamer Move, trebuie să intru pe Nightbot să dezactivez alerta aia că vezi, doamne, astăzi joi și se dă la coi, pentru că astăzi este luni și se dă la pruni. Dar nu facem live special? Ce? Viața asta nu e specială oricum, nu trebuie să fie în fiecare zi o zi specială, what the fuck? Ne ajunge o dată pe săptămână? Ne ajunge o dată pe săptămână că fac o moție cerebrală aici cu voi? Ce? Bun. Noi să merem să-i spargem geamurile lui domnul Hattrick. Da-și dracu. N-am timp. Azi e Minescu. True. I-am adus omagiu, bă, Seba, la începutul live-ului. Mă, nu cred că ai fost de la început. Am luat nouă la german, o să tai cocoșul. Super. Faci o ciorbă de cocoș. Follow Mr. Hattrick's car to his home. Ok. Equip your skateboard. Stai, ne știi că skateboardul este aici în inventory. Vreați să mă stă ce mașină, de, ce matiz de căcat are dacă eu pot să-l urmăresc cu skateboardul până acasă. Ia uite. Dacă îi dau o țără mai tare dacă bag a doua cu skateboardul. A, stai, pot să... A, cred că pot să mă prind de mașina lui, mă. Stai așa. Stai așa un pic. Taci, Ionuț. Ar trebui să-ți mergi să mai vizitezi bunica, nu să te joci, Granny. De cât timp nu ți-ai mai vizitat bunica, bă, Ionuț? Să știi că bunicii nu o să-i avem pentru totdeauna. Du-te și vizitează-ți bunica. Uite că... Asta m-am uitat în chat, n-am fost atent aici. Motor de drujbă. Serios, bă, Cabral. Când facem video despre originea lui Poseidon pe Rusticraft? Dar gen cu poza reală.
Da, serios, mă, chat, bă, voi v-ați mai vizitat bunicii, mă? Upsii. Nu, hai că mai încercăm o dată. Nu, bă, azi nu-i joi, nu dau la nicio roată. No, păi se pare că am eșuat, misiunea asta este. Câteodată în viață mai și eșuăm, nu putem să le avem pe toate. Ia, cred că am ceva misiune aici la strip club, dar nu sigur. Ia uzi că The Diary. Stai un pic, dar de pe ce tasta aveam harta? Alo? Așa, tab. A, da, la strip club, trebuie să mă duc acolo. Hai să vedem. Din păcate nu mai am pe cine vizita. E ok. Upsi, ia uitați, am căzut, vedeți? Câteodată mai caz, dar depinde de noi dacă ne ridicăm, nu? Ce faci, bandriuț, mă? Aaaa! Da, uite, bă, tigaie, ne jucăm GTA 6. Avem GTA 6 înainte de GTA 6, bă, mi se pare foarte tare. Foarte tare chestia asta. Da, aș dracu că desfut un skateboard, un Tony Hawk în gură. Nu mai comentez, cum dracu trebuie să ajung acolo? Hai de până, stai că m-am dus greșit. Mama e stă bine cu câinile acasă, mai sunt din când în când. O vezi, mă? Așa se face. Așa se face. GTA 6 2008. True, true, true. E ok. Hai de pula mea. Hai că chiar vreau să fac o misiune, mă, înainte să vină ora Colgate. Văd că e 9 seara, ar trebui să mă culc. Ar trebui să fac mewing înainte să mă culc, că altfel e degeaba culcarea. Ia, poliția văd că încă nu mă bagă în casă. Nu mă trimit încă la școală. Ăsta nu-i bully, nu, frate, GTA 6 leak. Real. Taci, taci, n-am timp de side quest-uri. Ia uite că mi-a mai apărut încă o misiune. Hai să vedem ce-i trebuie aici. Aici e magazinul Dragon's Wing Comics. Nu-mi zic că e misiunea aia. No, nu pot să intru. Este ce pula mea se întâmplă? Bă, bă! A, nu, asta e misiunea aia de căcat, nu o facem. Da, da, hell no, serucene. Merem, facem altceva. Du-te, bă, de aici, Moș Crăciun. Am terminat deja questline-ul cu tine, gata, ești irelevant. Ce o tras o beșină acolo, mă. Ia, ce mai avem aici? Aha, aia de la școală. Balu, avem ceva în dormitor. Ăsta e în dormitorul fetelor. Da, avem misiune în dormitorul fetelor. Ia. The Diary. Jurnalul, pulă. Oh, nu. Lasă că a venit Power Ranger-ul roșu să te salveze. Two things. Firstly, my cold sores are totally acting up again. Ew, gross. Secondly, Mr. Hadrick saw me writing in my diary during class, and he took it and he locked it in his desk. Opa. And he says he's gonna give it to the principal tomorrow. Opa. If anyone sees what's in there, I will just die. It's really personal. Yeah, well, nothing like having the whole school know your deepest secrets. Makes your teenage years go by in a flash. Yeah, well, you'll soon find out. Me? Why? In the diary, I talk a lot about you and me. What? There is no you and me. Yeah, yeah, there is. See, first you rescued my notes from Mandy, and then we fell in love, and you brought me flowers, and wrote me poetry, and showed this kinder, sensitive side that soon the whole world is gonna know about. We're like doomed lovers. Enough! Okay, I'll get your book back. Then we can kiss. The cold sores aren't contagious once they start to scab over. Hey! HE is helium, NE is neon, AR is argon, KR is krypton, XE is xenon, RN is radon, these are noble gases. I'll be a cardiovascular surgeon or a neurologist. Ok, she's a yapper. Dar după ce ești gata liceu, she's a keeper, my boy Jimmy. Așa că
Better nu vorbești urât cu ea. Opa, uite, vedeți, Jimmy săracu. Dar nu pot să intru în școală, e prea târziu. Nu mai pot intra în școală, cred că. Nu cred că se mai poate intra în școală, că e încuiată. Cred că trebuie să mă duc la culcare și după aia să mă duc să fur chestia aia. Râiosa. Fantezica ale lui vrăjitorul Ferendi. Bă, deci, acum revenim la chestia cu jurnalul. Mie mi se pare o chestie atât de stupidă, bă, să ai jurnal. Gen, de ce ai avea așa ceva? Trebuie să mă prin spate? De ce ai avea așa ceva? E cea mai stupidă chestie, de aia ai spațiu nelimitat, bro, cred că ai vreo 10 terabytes în creier. De aia ai spațiu în creier, bro. Să spui tu acolo de deep secrets, nu să le scrii pe un carnet, ca după aia să-ți fie furat de cineva. E un no-no. Chiar s-a întâmplat la ceva colegă din generală. Trădați în dragoste. Mulțumesc, Vlad, pentru 5 euro. Trădați în dragoste. Stai, pe unde pula mea trebuie să intru? Văd că trebuie să intru pe undeva pe sus, dar pe unde mai exact? Intri pe un geam pe sus. Noi să vedem, pe ce geam? Ah, bănuiesc că pe aici? Pot să escaladez chestii? Can I escalade this beach? Că deocamdată... Ia uite, cred că da. Ia uite, pe aici uite. Mersi frumos, bă, Vlad, de 5 euro. Deci chiar i s-a întâmplat la o colegă de-a mea din generală. Că i-o furat, că își scria jurnalul și în clasa 6 i-l-o ciordit o colegă și s-o pișat pe ele de râs ce-o scris acolo. N-a fost prea frumos că i-o ciordit jurnalul, dar nu mi se pare nici foarte frumos să scriu un jurnal. Adică i-a scrie acolo cum vrea să fie sirenă și chestii de genul. Man, vă dați seama că a fost de râsul curului? Am ce să faci? Chestii de copii. Ai auzit de gratitude journaling? De ce? Gen să fii recunoscător cui? Ia uite, bă! Mamă! Am găsit un cartonaș cu sigla Teutoniei de pe Rusticraft. Holy shit! Nu știam că Teutoniei mentioned aici am bully. E că serios, să fii recunoscător că ce? Uite, săracu Jimmy. Asta e. Stai calm, că am avut o colegă cum se transformă în vârcolac în mijlocul curții. Noi să merem, ninja. Opa. Eu sunt din satul ascuns între grătare și voi fura jurnalul. Locked, check the staff room. The staff room is upstairs. No, pe unde merem la etaj? Mai e scări aici? Ba nu, e jos. Oacea! Trebuie să nu fiu observat pentru că sunt roșu ca ciclu, roșu ca furia. Bun, hai să vedem. Unde se află cheia? Cheia cred că se află în sertar. Găsește jurnalul. Am luat jurnalul. Hell yeah! Hai să citim jurnalul! That new Jimmy boy is so bad. Dinți răi, păr rău, miros rău, atitudine rea. Și totuși este ceva despre el care mă dă pe spate. I-am spus lui Bucky despre cum am simțit și nu a fost foarte fericit deloc. Asta m-a făcut un pic tristă, deoarece Bucky mi-a fost un prieten așa de bun. Nu. No. Nu. No. Bă. Bă, Bucky a fost frenzonat. Mamă, Bucky a fost frenzonat de suror. Fai, de sora Canker, mă. Jocul ăsta se petrece la promenada? Nu, jocul ăsta se petrece la Liceul Tehnic Electromureș. Oh my god. Ia, și are mai multe pagini sau numai atât au scris? Știi ceva? Hai să... Beatrice! Noi să nu-i citim jurnalul Beatrice, că poate... Nu știu, chiar nu vreau să văd ce fanfic-uri mai scrie. Ninja! Cum am apărut, așa am și dispărut. Cush!
schema ninja, Lego Ninjago. Watcha! No, Beatrice, ia-ți de aici jurnalul, dar te rog nu mai scrie fanfic-uri pe mine. Doamne, fer să le pui pe Wattpad să facă zapi video despre asta. Bea's Diary. That was exactly as I'd expected. Nice work, Jimmy. F în chat pentru prietenul nostru Jimmy, care acum o să aibă herpes. This might be useful. Acum o să aibă herpes toată viața lui. Ce pula mea, asta e un chest? Lasă-mă în pace, ești pe clasa a patra. This side up. Trebuie să mă culc, că e grav ce se întâmplă. Nu se merită jocul pentru asta. Bă, eu v-am zis. Uite, cred că Bea e singura fată din tot, acest shit show de liceu care apreciază un costum de bărbat ca la carte. Deși m-aș fi bucurat să mă pupe în postura de spiriduș al lui Moș Crăciun, dar, ei, și costumul de ninja își face treaba. Ninjago Riz, let's go! Bă! Bă, fiți atenți, Jimmy, ce hustler îi, mă! Uite! Are... Are... Și-o pus poză și... Are autograf și de la tipa de bani gata și de la Bea. Încă Bea s-a desenat în postură de tip anime. Oh, nu, e din aia. Nu-i nimica că după ce terminăm, nu știu, eventual în vacanța de vară când avem internet, o putem chema pe Bea la un Valorant. Nu știu, habar n-am, nu știu ce joacă. Kilos pe perete, let's go. Vișină, mersi de 60 de cenți. O să pot să-mi cumpăr 2 sfarbă fălci pentru asta. Sărmura. Vedeți, mă, jocul ăsta e într-o chiparea că și voi puteți, mă. Jimmy pur și simplu este el însuși. Îl doare în pulă de ce cred ceilalți. Are performanțe academice puternice, precum și respirația lui urât mirositoare. Însă astea sunt niște chestii care nu îl împiedică pe el din a... Avea prietene. Înțelegeți? Da? Plus face mewing, cred. De-aia nici nu mai are păr, Jimmy. Face mewing. Eu care am trenat de 7 ori și tă mă joc. Am crezut că zici că... Ora de arte! Shall we get started then? And please, no talking. Ora de arte! Doamna profesoară, o să vă desenez precum cum a fost ăla din singura casă. Da, filmul ăla cu vaporul ăla de să scufunda. Singura casă. A? Fut-o în zgura, mătii, de ei ai beșit. Nu vreau să pic ora de arte, pentru că ora de arte este viața mea. Măta! What's the matter, Jimmy? Nu. Mind elsewhere? Nu. O să facem un epic gamer move și o să dăm load game. I don't give a shit. Vreau să trec la ora de arte. Și dacă se poate să trec și prin doamna profesoară. Nota 0. Mă, la ăștia așa mă enervează. Ori treci, ori nu treci, mă. Deci să-mi bag pula. Ori ești prost, ori ești prost. Numai că cu note mari. Nu-i bine nici cum. Nu-i bine nici cum. Oare este supra aia de fizică dacă îi dau un... Dacă îi dau FS3, un poș... Ce pula mea un FS3? Asta e o consolă nouă și nu știu despre ea. FS3. Jimmy Gufărule. O desenez doar pe ea, atât. Și? Și care e problema cu o desenez pe doamna profesoară? Doamna profesoară ne învață artă, însă... Ea este o operă de artă și trebuie să o desenăm. Nu? Ceva trebuie să o reprezinte și pe ea. Shall we get started then? And please, no talking. Ai petardă? Am crezut că ceva... PlayStation. O bombă de Crăciun și Revelion.
Eu cred că doamna profesoară e o bombă de Crăciun și Revelion. Nu, uite, m-am oprins în colț, mă. No, ce pula mea fac, mă? Jocul ăsta e unfair. Pizda, mătii, bă, dar sunt prea multe chestii care se întâmplă, bă. Astea sunt chestii de alea de lobotomie. Uite, bă, că vine forfeca, mă, vine forfeca. Sunt 3 forfece. Ioi, șonică. Gata, am oprit timpul. Gata, am trecut. Oi. Încă e mai bun ca data trecută. Da. Mulțumesc, doamna profesoară, mulțumesc, apreciez, merem să salvăm, să nu pierdem progresul ăsta, că măcar la arte și la chimie. Kissing bonus unlocked, kiss a girl and you'll get the 100% health bonus. Tare. Ha, taci din gură. Știi ceva tu? E te mai o că comentezi, tu ia o petardă. Direct head cu grenadă pe face, nu? Opa. Auci. Serios, mă, Mihnea, bine eu? Ia să zic, ce ore mai avem? Pleacă de aici! Pleacă de aici! Pleacă de aici! Dacă nu ne uităm... Dacă nu păstrăm contactul vizual, o să ne ignore. Hai să stăm să-i scărpim la cur în timp ce citim... Opa, ce avem? Oh, boys, cred că e ora de sport. Cred că e ora de sport. Vă vedeați seama ce zi faină. Avem ora de arte și... După ora de sport explorăm toate colțunașele corpului uman. De o parte sufletul și după aia corpul. Tare. Nu știu dacă sper proful de sport să nu-mi dea kissing bonus. E ok. Pe ora de nu, că zma 2 ore pe zi. Aparent. Din câte am observat. Zma 2 ore pe zi și după aia putem să ne ocupăm de activitățile noastre extracurriculare. Foarte, foarte, foarte legale. Pe care le facem. Hai să vedem. Ia uitați. Oi. Oi, flotări în knuckles, în pumni. Foarte tare. Mulțumesc 1, 2, 3 de pulă să mă iei de 1 euro. Te salut și pe tine și îți doresc... Ora de sport cât mai ok. Iar. How I love the sound of boys crying in the morning. Băi, ce urăsc ora de dodgeball, să-mi bat pula. All right, you lazy bums, look alive. Good. Hopkins, you're with the wimps. E foarte, foarte, foarte nașpa controlele pentru dodgeball. O să pic la dodgeball. Help. Deci cu control, catch, left alt. Da, hai că nici n-am citit bine. Left alt throw, space jump, shift pass. Bam, am luat mingea. Ei. Na, mă, de aici. Mamă, că am murit, mă. Bun. Na, uite, mă. 0-1. Ce joc de căcat. Rrrr.
Ia de aici, pase! Boom! Boom! Rațele și braconierii. Bun! Bun! Dai că Jimmy che. No, bă! Ce dracu se întâmplă? S-a resetat ăsta. Bun! Gata, am câștigat! Mai băgăm și noi 20 să schimbăm jocul absolut deloc. Astăzi fac ce vreau. Jocul ăsta îi se pare foarte violent, prefer lapte gros. Bă, destul de tare. Kick it. There we go. Done. Ce? Am primit puncte de acuratețe pe praștie că m-am jucat la dodgeball, că am fost la ora de sport. În viața mea, deci eu la școală în realitate sunt bapula dacă am simțit vreodată că o să, că îs mai câștigat în viața reală cu ceva skill-uri. Omul meu a câștigat la dodgeball odată la ora de sport și deja trage mai bine cu praștia. On God! Dacă aș fi fost și eu așa. Taci din gură. Hai să mergem să vedem ce mai avem aici. Este bibliotecă ceva? Start tagging. Bine că nu pegging. Hey! Oh! Iar am treabă cu ăștia. It's you. Is that any way to greet your new boss, Harrington? Well, is it? No. No what? No, sir. That's better. At ease, girls. Listen, boss. Those grease monkeys are making life very difficult for Gord. That's because Gord was showing one of their girlfriends a good time. Some leader you turned out to be. Father says leadership is about looking after those you lead. He taught me that right before he laid everyone off. So what do you want me to do? Send them a message all over their dirty little slum. Why should I? Because you're the boss. Exactly. I'm the boss and I'll go send the message. Te duci la Greasers, faci... Băi, băi, Arsenii, nu trebuie să-mi zici tu mie acum atâta storyline-ul. Te simți bine că-mi zici storyline-ul aici? Să știi că nu-i la școală, nu primești puncte în plus. Dacă dovedești că creierul tău este capabil de a absorbi informații și să le reproducă. Bine zici, bine zici. Să-l fac mouth breathing. Hai să merem, să vedem. Ce-o-i trebuie o să fac? Trebuie să mă duc în târful lor și să le las mesaje porcoase. Le scriu caca cu graffiti. Domnul Zop, eu abonatul tău, vreau să-mi spuneți la mulți ani că mâine e ziua mea de măsea, vă rog frumos. Băi, mă bucur că ți-ai pus, e mișto dacă anul trecut ți-ai pus o măsea nouă, felicitări. Facem, facem, pentru ziua onomastică a măselelor. Lay down your tag. Nu, hai să vedem ce Dumnezeu prime aici. Left alt. Ha? Atât? Stai, nu-i bine, ce-am făcut? Jimmy was here. Haha, ce tare. Mamă, ce rebel sunt. Zici că-s rebel de la radio, de pe Disney Channel. Atât? Și? Acum ce trebuie să fac aici? Trebuie să intru la Yam Yam Market?
Trebuie să cumpăr ceva? Star purchasing. Ce pula mea trebuie să cumpăr? Floriceale. Aua. Spray. Cred că asta trebuie să iau. Îmi imaginez. Vezi tu că poate ești fut un... Băi, poate te șprezi o țără. Poate te șprezi... Ho, ho, ho! Stai că avem foarte multe. Foarte multe taguri de făcut aici. Deci că ne jucăm GTA San Andreas. Mă întreb oare de unde s-o inspirat ăștia. Greaser bags. Ce pula mea. Mamă, ce mă pricep la tag-uri, ar trebui să fac și în realitate. Păcat că nu mai ești pe clasa 8-a. Bam, shoot în coaie. Bam. Ne zic sănătoasa. Sănătoasa de la Târgu Secuiesc. Grease balls. Mai avem încă două. Și cred că mai am și destul spray aici. După aia cred că o să urmeze o bătaie cel mai probabil, îmi imaginez. Take a bat, greasy. English class is paying off. Haide, pula mea. N-am desenăm și noi un phallus, ceva. I like cars and bikes cause I can't deal with people. No, ăștia supărați pe perete. $25 minus 25 gris să respect. Plus 5 prepi respect. Dar unde pot să vă lista de respecte? Ăsta-i fac, eu nu cred că pot să-l vezi ieri. Nu cred că pot să-l vezi ieri, asta e. Mulțumesc, Andriuț. Ești un scump. Târgu Secuiesc nu există. Bro, există mai multe dovezi că Târgu Secuiesc există decât Zalău. Zalău e mult mai criptic decât Târgu Secuiesc, crede-mă. Dacă te apuci să cauți atestări locale ale Zalăului și județului Sălaj, o să ajungi la concluzia că, băi, e o invenție seculară a secolului 20. Dar despre Târgu Secuiesc există mult mai multe atestări istorice. Doamne ferește, să nu ofensez pe cineva din Zalău. Nu, 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 nu. Nu asta vreau eu. Nu asta vreau eu să fac. Tot ok. Bă, coaie, am uitat să-ți zic, Botoșani a devenit oraș, avem și noi McDonald's. Bă, Alexandru, să știi că mi-ai zis că aveați, că vi s-a deschis McDonald's în Botoșani. Eu cred că începe să ți se instaleze demența, bro. Nu ți-ai luat pastilele care trebuie. mi-ai zis mai demult că s-a deschis Mac în Boto. Ma, cred că ai uitat, e ok. Dar e ok, bro. E ok, pe toți ne ia demența câteodată. Eu sunt din Sălaj, dar din Șimleu. Bă, uite, cred că Șimleu are mai multe atestări decât... decât Zalău în sine. Hai să mergem la ore. Ce-mi place să mă rog la ore chat. Incredibil. Vă place... Mă scuzați. N-am vrut să râg în microfon. Ba da, am vrut. Vă place să mergeți la ore chat? Vă place? Mie îmi place foarte mult să mă duc la ore. O părere sinceră din inimă despre ba... Care o dat? Tu ai dat în mine, fraiere. Tu ai dat. Tu fugi acum. Tu poți să fugi, dar eu am petardă în mână. Vezi că eu am extra precizie cu praștia. Ai auzit, fraiere? Lasă numai că mă duc eu la oră. O să iau un 10 și ți-l vâr în față. O sun pe maică ta. Că de ce n-ai putut să iei o notă la fel de mare ca mine?
Asta e mai rău decât să-ți dau bătaie. Ora de biologie. Hai să încep, pule, mai disecăm. Ah, I do love the smell of formaldehyde in the morning. Nici nu vreau să întreb. E ok totuși că se reciclează în școala asta, e foarte, e foarte environment friendly. Toate animalele de le calcă domnul Hattrick dimineața înainte să ajungă la școală pentru că vine beat la ore. Da, le folosim la ora de biologie, foarte tare. Holy f- băi, ce cu plămânii, mă? Ce cu plămânii acestei păsări, mă? Băi, să nu fumați malor, boc, uitați ce se întâmplă, bă, cu pasărea. Wow, that's disgusting. Hai să descoperim să stai ficatul, holy fuck. Man. Porumbelu era alcoolist, mă. Porumbelu era alcoolist, mă, uitați ce ficat măritare. Ar trebui să-i dăm niște sanohepatic. Sanohepatic slim să și slăbească un pic. Use magnifying glass to identify the gizzard. Ce pula mea e un gizzard? Am fi, hai să deschidem ăsta. Iu, ce este acolo? Hai să folosim forceps-ul să scoatem. Oh, I think I'm gonna be sick. Foarte tare. Bă, frate, am borât. Urât. Did you see that? Oh, nu cred! Nu cred, nu cred, nu cred, nu cred! Șt, tăceți, 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 tăceți! Șt, nu mai zice nimeni nimica până nu! Șt! Taci, drag, taci! Mademoiselle, doriți să discutăm nițel? Alt. În viață trebuie să persistăm până reușim. Bă, oare ce fac greșit? Oare ce fac greșit, chat? Nu, știi ceva? Nu cred că e o problemă cu mine, e o problemă cu ele, că nu mă respectă. Spor la fotbal, Bogdi. Nu te lasă să-i dai flori până nu o rizuiești întâi. Ora de muzică! Ia, învăță muzică din galaxia Andromeda, chat. Hai să vedem la ce instrument cântăm astăzi. Hai să vedem la ce instrument cântăm. Așa, deci alt și alt. Ok. Deci right și left. Foarte si... Iară cântăm la tobe, no. Hai să vedem. Thank you.
Bă, ce vis de lobotomie să mă apura. Nani is cooking. Bă, așa îmi place tastatura asta, mă. Marching band outfit. Hai coaie, deja două outfituri le-am deblocat astăzi, pula. Ar trebui să mă duc la The Real Red la outfit battle. Man, cum ar fi? Hear me out. Jimmy Hopkins, cap de tablă, să se ducă la The Real Red pe live stream la outfit battle. Mamă, cum ar fi? Eu zic că iar bate pe toți. Igen, Ion, luat eu un tastatur nou. Iștenem, opa. Ia merem la o zi gozi, la o zi gozi piroșca, la outfit battle. Bătălia costumelor. Na bun. Hai să merem să-l ajutăm iar pe proful de engleză să își ascunde iar alcoolul. De data asta poate reușim. De data trecută n-am reușit, că n-am putut, am fost suficient de incapabil încât să nu descoper mecanica că pot să mă prind de mașinile altora cu skateboard-ul, dar e ok, o să... Acum știm care este treaba. Excuse me, will you help? Absolut deloc, că nu ajut dacă nu sunt bani în joc. Na bun. O să dau și skip la ca... Ce? Stai, nu aici era ora de engleză. Opa. Bun. O să dau skip la cutscene, pentru că nu interesează, trecem direct la scenele porno. Nu mai facem întrebări stupide de pe TPU, poți să dai unsubscribe. Hai bă, de ce ai șters mesajul? Te rog, prinde-te mai bine. Așa, gata. Ok, gata, avem Uber. Am primit reclamă cu buci, super. Am văzut pe Reddit ceva chestii, s-a uitat la YouTube Shorts și au apărut ceva videoclip cu ceva cascadă și se vedea așa cu opacity-ul, dădea la vreo 40%, o tipă de se freca la pizdă. Gen pe YouTube Shorts, da. Și dacă vorbești cu pula și cu pizda și nestea, se demonetizează videoclipul. Da, aparent sunt videoclipuri care sunt lăsate cu tipe care se freacă la pizdă. Tare. Am văzut la Rafa că este un costum în care le atragi pe toate. Probabil în costumul lui Adam. Opa. Uitați că aici deja baga a treia. Mere mai repede. Nu știu ce, n-am putut să mă duc direct la el acasă, că mă gândesc că pot să afli foarte ușor unde stau profesorii. Cred. Costumul lui Elvis. Elvis în prime sau Elvis când deja suferea de obezitate morbidă din cauza alcoolului și avea și gută? Gata, am ajuns? Bro. Da, decât să-i sparg geamul, nu mai bine îi facem o farsă că sunt extraterestru și am venit să-l răpesc.
Opa, trespassing. Destroy as much as you can of around Mr. Hattrick's house. Ok. Ia, Vandalism. Stai că vine poliția. Nu. Mamă, ce... Pe ce ghivece de căcat avea... Băi, și cu atâtea ghivece? Dați așa, praștia? Mamă, dar ăsta nu-și ia damage. No, mă. Deci, serios, eu acum trebuie să spar chestii fără să fiu prins. Lol. Destul de cringe. Hai să dăm load înapoi. Asta cred că o să fie o misiune destul de căcat. M-ați avertizat voi. M-ați avertizat. Hai că refacem. Deci nu-și ia damage de la praștii. Asta e destul de rău. Au. Știi ceva? Yo, man, just cool down, chill. Da? You're ugly. You really are silly. Dubla 3. Excuse me, would you help me? Bă, dacă de permite universul ăsta imaginar să ne repetăm acțiunile greșite pe care le facem, până le reușim, zic să încercăm, nu? Da, am încercat să-l chiloțez, dar cred că nu pot să-i chiloțez când îți cu gagică să... Ce n-am voie cu skateboardul în școală? Nasol. Tata e politician, am voie să fac ce vreau. Hai să mai încercăm o dată, numai nu știu ce ar trebui să fac atunci când vine poliția. Au! M-a călcat un profesor cu mașina. Bun, e ok. Stați așa să-mi pun niște apă. Trebuie să-mi iau apă la bidon, că nu știu ce se întâmplă, dar deja de mai bine de o săptămână iasă apa foarte murdară la chiuvetă și apoi n-am mai putut să o beau de la chiuvetă și asta e destul de trist. Știi ce scumpă e apa la 5 litri, bă? Pe asta am dat 6 lei. Mi se pare scheam. Eu nu știu ce au avut, vreo două zile a ieșit apa portocalie și acum mai iasă albă, mă. Acum iasă albă. N-am așa multe petărs, mă, Azazel, ca să pot să dau în tăți ăștia. Apa n-ar trebui să coste bani în primul rând. Asta e domnul Robert, șeful la bani. Du-te cu praștia first person în spatele casei, ai grămadă de geamuri și ghivece. Mă, sincer, mai mult îmi place să dau cu piciorul în ele. Numai înseamnă că eu o să trebuiască să mă ascund undeva, dar nu știu unde. Mie chiar mă satisface foarte tare să dau cu piciorul în astea. Din păcate, nu știu unde pot să mă ascund de poliție. Hai că vedem ce se întâmplă.
Ia oare, nu-mi scade, nu-mi scade ăla de poliție. În tufiș. Fuga! Ia uite, pot să mă bag aici. Vine, vine, vin gaburi, vin gaburi. Vin gaburi. Vin gaburi. Uite gaburul cum, cum vine. Ia, pleacă de aici. Mulțumesc CodyTuber pentru 8 euro. Am văzut în top donatori ca sunt pe primul loc all time. Am zis să mă asigur că asta o să fie mereu. Bă, mulțumesc frumos, bă, Cody. Yeah, ghiveciul. Mersi frumos, bă, de 8 euro. E foarte bine că ești foarte competitiv și când vine vorba de unde te situezi în ierarhia donaturilor de aici. Mulțumesc frumos. Stai. Stai că aici, aici sunt gaburii. Sper să nu mă vadă. Mamă, uite, polițaiul ăla mare pe beat. Vine coace, vine coace. Vine coace. Iu, iu, iu. Nimeni nu se așteaptă la un copil chel în ghiveci. Mamă, bă, dar au venit tătă poliția din tăt orașul aici, mă. Ia, hai să-mi las niște ghivece de-astea mari în care pot să mur. Dar cum pot să mă pun pe first person? Uite că vine încoace. Bă, muzica asta chiar e, chiar e foarte calme. Imediat am terminat de spart toată casa lui cu domnul de matematică. De ce tot timpul domnul de matematică are, are beef cu domnul de română sau engleză? Josh Granny Slater cred că o să-l facă din nou popular. Ce? Eu nu sunt X-Slater, bro, eu sunt Rodby. What the fuck, cum, cum mă te confunzi cu X-Slater? Eu sunt Rodby, bro. Chiar cum? Ia, vreau să văd cum mă mut pe first person. Zoom in, sprint, jump, grapple, lock on, cycle weapon, look back, crouch, move left, camera, control left up, move right, move, camera, pula. Unequip weapon. Pe cât mă opream pe first person? Zoom in, zoom out. Melee attack, sprint. Pe R, cred? Ba da! Mă, sincer, într-un fel nu mi se pare o melodie foarte potrivită pentru spart case. Mai degrabă mi se pare o melodie mai potrivită pentru spart case de marcat. Dacă mă întrebați pe mine.
No, bun, hai că s-o terminat acolo de patrulat și o să putem să continuăm spargerea. Foarte mult Ministerul Educației pentru 11 euro. Am pus cerere de exmatriculare la locul de învățământ actual. Te rog să vii cu părinții la școală, că să nu venim noi să te luăm pe sus cu jandarmii și să te băgăm în lagăr. Sai că n-am încă 14 ani, deci încă nu sunt responsabil pentru acțiunile pe care le fac. Cred. Mulțumesc Ministerul Educației pentru 11 euro. Mai bine ați fi investit în educația tinerilor din ziua de astăzi să nu mai comită astfel de infracțiuni mârșave. Ba, eu cred că da. Ba, eu cred că da, Ministerul Educației. Mai bine îi donați la prostul de Zapi, așa ai? Doamne și ferește. Uite, vă că s-o cărat de acolo de la seră. Avem și limită de timp? Bă, da, e real, Ministerul Educației. Vine, vine, vine. Eu era să mă prindă. Era să mă prindă. Mamă, dar ăla încă e acolo, bă. Nu mai plecați, mă, de la seră. Nu mai am proiectile. Ăștia fug mai repede ca mine. Nu vreau să mă risc, deci după atâta, după ce că am stat atâta să îmi ridic nivelul ăsta de vandalism așa de sus. Chiar n-aș vrea să fiu prins acum. Plus că îmi place melodia asta și... Nu, nu, eu nu fug mai rapid, imposibil. Îmi place melodia, lasă-mă în pace, Alexandru. Tu nu ești live-er ca mine, să înțelegi. Oh, nu! Holy shit! Stai! Imediat! Nu, nu, nu! Fugi, fugi, fugi! Era cât pe ce? Da, bun, hai să ne întoarcem la școală. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Probabil că n-o să am nicio repercusiune din cauza faptului că m-o și văzut proful de mate. Da. Sigur n-o să mă asculte și o să-mi dea doi. E ok. Ui, nu hai să luăm busul?
după ce am vandalizat casa omului cinstit, numai din cauza că vezi, doamne, să nu rămână proful de engleză cu buza umflată că a fost prins că consuma băuturi alcoolice în timpul timpul programului de lucru. Lasă-mă dracu, sunt un extraterestru, eu nu se lev la școală, sunt extraterestru. Gata, obosit ăla deja. Eu am intrat cu locurile de extraterestri pe la școala asta. Am primit $40, mă, fai de pula mea. Mă, cred că m-aș apuca iară de școală numai să primesc atâția bani. Are casă din banii de meditații. Zic să trite manaful peste prof. Să vedem dacă și-a impozitat, și-a declarat veniturile din meditații. Taș dracu, nu schimb costumul de alien. Să știi că costumul de alien rămâne în timpul actului. Nu mulțumesc. Side mission-ul este pentru fraier. Ia, nu putem, nu putem rizui și pe Gert. Ba da, pe Gert ta mereu. Mulțumesc Mihai Eminescu pentru 4 euro. Ia te dă cu curul încoace ca să caut ce îmi place, pleacă mi te în jos aici și rochia ta s-o ridic. Rochie, cămașă, poală ca la curs să-mi rămâi goală. Ah, drăguță, ce curată, nici un păr pe pielea toată, ah, l-am prins de căpușor, e vârtos și stă în picior. Doamne, emoționant. Emoționant. Mulțumesc. Mulțumesc, maestre Eminescu, că ați înviat din morți, din ziua dumneavoastră, și m-ați binecuvântat cu acest celebru poem în această minunată zi de luni și pentru 4 euro. Mulțumesc frumos. Deși nu știu de unde ați făcut rost dumneavoastră de euro, din lumea de dincolo, dar este în regulă, cine sunt eu să judec. Mare este grădina ta, Doamne, și mari sunt minunile pe care le faci. Mulțumesc frumos. Chiar a fost un moment foarte emoționant. Bă, și cât de bine citește Gabi. Nu Gabi, Doamne, cât de bine citește Olga, mă, poemele. Cât de bine citește textul speech-ul poemele. Ia, avem ora de mecanică. Astăzi reparăm o ZN-uri 1.7 TDI Turbo. Hai să vedem. Dă-te că întârzi la ora de reparat o ZN-uri. Hai, face niște grafiti în interiorul școlii după aia. Taci, drag. Dress code. Uite, mă, pula mea. Opa. Ba, așa-mi place jocul ăsta, mă. Deja cred că am vreo 20 de ore în el. You kids don't know how ignorant you are. There's so many schemes and plans within plans. Anyways, shut up and get to work. Ia. Iară bicicli, mă. Not too shabby, Hopkins. All right, you're getting somewhere now. Well, you screwed up. Oopsie. There, son. Try again. I guess you're not useless. Good work, Hopkins. De ce pizda mă sită repar aici? Shutting up and working? It works. All right, you're getting somewhere now. Okay. Bă, ce oră de căcat. Ora de uns rota la bicicletă, mă. Doamne, și ferește. Am deblocat un nou BMX. Unde? De unde îl iau? Că să-mi bag pula dacă o trebuie să iau bicicliu până acum. Ia, tu ce vrei, mă? Tu ce vrei? Ce faci, mă, fumezi? Tu știi că o să mor de cancer. Tu știi că o să faci cancer la pulă. Ok.
Ok, ok, cu țigara în gură? Nu, stai numai că îți fut una de scade țigara din gură. N-o ia de aici. S-o trebuie să fumezi, mă, ia de aici. Nu-ți rușine, mă, fumez la școală, mă, așa ceva, mă. Pe banii lui măta, mă, care te-o trimis la căcatul ăsta de instant. Uite. L-am bătut de s-o căcat pe el și încă cu țigara în gură pe jos, mă. Așa ceva. Ăștia se levi din ziua de astăzi, mă. Nu se implică în școală, fumează pe banii părinților. Pierd, freacă menta. Nu se poate, nu se poate așa ceva. Nu nimica, că eu sunt aici să fac ordine, mă. Jimmy extraterestru o să fac ordine aici. Iei bicicleta din garaj unde e Russell. Ok. Noi să așteptăm să vedem imediat să face fix. Taci din gură tu, că vreau să mă duc la școală. Ia, hai să vedem. Mai... Cred că am spart deja atâte... Și-a aruncat cauza de banană pe jos și-a alunecat, mă. Doamne ferește. Doamne ferește, mă. Cum pula mea, mă. Ora de fotografie? Să-mi bă pula de am fost vreodată la ora de fotografie. Tă cu profa de desen facem ora de fotografie. Ei, facem poze la buci. Take pictures of the banners located around the school grounds. Hai, no, serios. Na, bine. Așa. Enter aiming mode. Ia uita și poză frumoasă la steagul școlii. Ce pula mea, mă. Unde mai sunt steaguri? Și de ce am camera alb-negru, mă? Noi să vedem. Unde mai este bannerul școlii? Unde pulă îi, mă? Taci, naibii. Nu vezi că eu fac poze aici? Exclusivitatea ca... Ia, fai ce poză faină, mă. Zici că-s făcut e în al doilea război mondial, mă. Zici că-s făcut e în al doilea război mondial. Steagul de la Valea Rece e mai fain. Îs faine toate steagurile de pe Rusticraft. Stai că mie mi se gata timpul, trebuie să ajung și la timp la ele. Ăștia ce fac afară, mă? N-ar trebui să fiți la ore, mă. Îs mai mulți copcii afară, mă, decât îs în... No, aci unde-i? Unde-i steagul? Că eu să-mi bag pula dacă văd vreun steag pe undeva. A, uite-l. Poză bună, perfect. Hai că cred că ne ajunge timpul. Ne ajunge, 100%. Deci pe lângă... Stați! Fiți atenți, deci facem poză la steag și o să prindem și delicvenții ăștia care stau la țigară să-i dăm la domn director. Merită să iau și eu bully la 3 euro de pe Neba. Bă, dacă eram sponsorizat, probabil ți-aș fi zis că da. Taci, dracu. Dă-te, mă, de aici. Hello, my fellow elite. Those shoes are unspeakable. Mamă, ce poză bună. Gata. Return to the classroom. Ok. Girls are just after money, you know? That shirt is... Never mind. Greetings and salutations. Ia, trebuie să intru prin spate. Nu mai lucrez cu G2-a de mult. De mult timp. Nu o să intru în detalii. Ia, trebuie să merem sus. Acolo e clasa. Unde e ora de artă, acolo se ține și fotografia, mă. You know,
Jimmy, you have a little bit of a rough edge, but I really gata, v-am trecut la fotografie, bă. E bine. Zap intră de fiecare dată din spate. Băi, așa îmi place, mă. Foto album unlocked. Jimmy Hopkins. Holy fuck, avem un cringe compilation, mă. Bun. Hai să salvăm și să vedem ce căcaturi mai trebuie să mai fac pe aici. Aș putea să mă duc să mai fac rost de niște bani. Deși, bă, am o grămadă de bani, dar n-am pe ce să-i dau. Deci exact că pe vremea lui Ceaușescu, mă. Îs bani, dar n-ai pe ce să-i dai, mă, că nu este nimic ca bun în magazine. Foarte de căcat. Îi dai pe flori. Băi, este o singură fată la care pot să-i dau flori în toată școala. La asta nu. Ia unde-i Beatrice? You got some free time, baby? La asta nu, că nu vorbește. Asta e pe clasa 4-a. Ia, stai, s-o caut. Uite. Ea e singura fată care mă acceptă așa cum sunt. Just wanted to show you I care. Have you ever considered that you really should get a new hat? I've been wanting to do this for a while. Oh, excuse me, would you help me please? Cum se uită ăla micu lângă noi. I'll remember this forever. Atât. 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 Atât pot. E ok, bă. Jimmy vrea și el să fie acceptat, mă, așa cum e. Ia. Start wrong part of town. Hai să vedem. Misiune nouă. I need your help. Bă, ce cărți tu scaținurile cu stilul de alien. Johnny and his goons were hassling me about algae. That guy's gone even crazier. He thinks algae is trying to put the moves on his girl. Algae and Lola? I know. It's crazy. Everyone knows algae likes blondes. Listen. Find algae and get him back here until Johnny comes to his senses. Where is he? I don't know. I know he was working on a math project for Hattrick with Cornelius. Maybe he knows where algae is. Avem un coleg care se numește Cornelius. You know, the scrawny kid in the acting club? He did an amazing Juliet. Și nu și-o lua bătaie până acum. I think he has a 4.0 grade point average. Ok, hai să îl căutăm pe Cornelius. Mă gândesc. Oh, hey. Oh, hello. Ce faci, Beatrice? But I'm a nice guy. Trust me. Hey, girl. It's been fun. Ok. Nu mere așa. Nu mere așa. Bine, măcar că dintre toate fetele din liceu, mă, una singură, mă. Apreciază costumele mele. Asta e. Noi să-l cătăm pe Cornelius. Buzz Maggie Cornelius. Opa! Își ia Cornelius bătaie. A, ăsta e Cornelius, bă. N-ai că dăm cu petarda. Where's Algie, you walking beanpole? He's at the pizza parlor, okay? Please let me go now. I told you he knew where Algie was. Shut up, Gary. You guys get Algie and bring him to me at the clubhouse. You guys, take care of this pathetic excuse for a human being. I was hoping you'd say that. Help me! Please, anybody! Get some! Really hard! Oh, thanks so much, Jimmy! Plăcere! Hey, I was lying when I told Johnny that Algie is at the pizza parlor. You gotta go help him! Unde-i Algie atunci?
E New Coventry, oh shit, în Coventry se fac shank-uri de-alea mari. Oh, nu. Noi să merem repede, nu Coventry, să nu-și ia shank algi de la ăștia. Fuck. Hai că luăm pe scurtătură. Asta nu-i nicio scurtătură. Și că ești rip la misiunea asta, las că mai vedem. Da, nu mă miră de ce stau ăștia New Coventry Grisery. Umblă și poliția pe aici, dar parcă văd că nu se fac absolut nimic. Pregătim petard, dacă petard ai one shot. Upsi. Bă, Algi, ce pula mea faci, mă? Aoleo. Ăsta crede că Gagica s-a înșală cu ăsta, mă. Ai de capul meu. So, Chad, honey, listen, it's just $100. That's nothing to a man of your means. Oh, but Lola, I'd have to steal it off of my father. But Lola, I thought that me and you... Shut up, Fatso. Big boned, not fat. I thought you liked me. You said you did. I do. I really do. Some friend you turned out to be. You must think I'm really cheap. Just a cheap slut. Well, that's it. No, 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 but Lola, wait. Smart ass. Ridiculous women. Ugh. Look at you both. You're pathetic. But I thought she liked me. Please. You both better get over it. Listen, we gotta get out of here before Johnny Vincent sees you hanging out with his girlfriend. Algie, you take the girl's bike. Chad, you better pedal for both of us. I got a feeling I'm headed for a fight. $100 e destul de ieftin. Da, bro, dar ești pe clasa 10, de până ai $100. What the fuck? What? Well, he's gotta be around here somewhere. Let's go find him. Ok. Îi rezolvăm pe ăștia. GBD Alien o să-i rezolve pe toți. Ok, hai să vedem unde-i petarda. A, trebuie să... Serios! Da, foarte grea misiunea, n-am ce să povestesc. Stau la foc automat aici. Ia uite, mi-am tras țintă, mă, mi-am tras Iron Sight pe... Opa, opa, opa. Stai că mouse-ul. Bun. Unul jos. Mamă, bă, sensitivitatea asta la mouse. Stai că ăștia dau cu petărzi, mă. Și cu ouă. Nu o să mă oprească pe mine niște ouțe. Asta e misiunea de pe San Andreas cu Big Smoke de pe tren. Bă, să știi. Mamă, cum s-o învârti, zici că era extraterestru la gras din Ben 10. Lasă să face bilă. Am. P-
Proștii și-au și ei damage de la petărzile lor, din câte văd. La petarda lui. Follow the damn treasure. Scuzați, game de păr. Gata? Unul trebuie să-l apărăm pe Algike. Hai de Algike. Hai, 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 merem la Ernest. Cine-o fi Ernest? Mountain Blade mă mai joc, dar mai joc așa off-camera. E destul de relaxant, să zic așa. Da, juca niște Grotos and Gremlins. Am primit $20, nerd respect plus 5. Bă, n-a fost așa grea misiunea, mă, ce pana mea, mă, v-a apucat să ziceți, uuu, că jurip la misiunea. Bă, a fost una dintre cele mai ușoare pe care le-am făcut până acum. Serios, deci mi s-a părut mai complicat asta, că a trebuit să mă duc să-i spar casa lui proful de mate. No. Da, da, jocul ăla cu Ed, Eddy e foarte șmecher. Îi destul de șmecher. L-am găsit pe niște surse așa un pic mai neortodoxe, dacă mă înțelegi. Mai multe informații nu dau. Bun. Da, 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 pe Amazonul românesc. Sure. A, nu știu. Mai am încă destul de multe jocuri de terminat, mă, buddy. Deocată nu mi-aș da angajamentul să mă apuc de alte jocuri până nu le termin pe astea pe care îs. Mă refer la jocurile astea pe care le-am început deja. BRB, mă duc până la baie. Mă cheamă Natura. Humilleo mami gente, me encanta esta vaina. Mulțumesc Hitler pentru... Ai crezut tu? Ai crezut tu? Ai crezut tu? Ce crezi? Aha, mulțumesc pentru bani. Mulțumesc pentru bani. Mulțumesc pentru bani, bro. N-ai cum, deci tu n-ai cum să mă faci, mă. Fac live-uri de atâția ani, mă. Astea-s all the streak in the book. Astea-s all the streak in the book, mă. Țeapă, fraiere. Iară ți-o dat, mă, ta bani de paysafe. Nu-i nimic, că ți-am aici datele personale, o să-ți caut părinții și o să le zic ce faci tu cu banii lor. Da, da. Linia rapidă. Oricum pe maică ta cred că o am deja pe linia rapidă. E ok. Ha, 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 ha. Asta e? Da, da. Da, 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 da. Te-am rezolvat. Ca de obicei.
Bă, băiatul ăsta cred că rezolv în fiecare săptămână, dar totuși apreciez perseverența ta și apreciez că îmi dai bani. E ok. N-o să joc Manhunt. Du-te, dă-ți doi pumni în coaie și pe aia poți să revii aici pe live. Na, bun. S-o sun pe Măsa acum? Mă, cred că Măsa e destul de ocupată. Că altfel nu știu de unde are atâția bani să-i dai să-mi dea pe PaySafe. E ok. Bă, m-aș uita la niște video că mi s-a făcut un pic foame. Aș mânca ceva. Și așa trebuie să mă duc la sală pe la 6. Mă rog să văd ce mai am prin frigider. Stați așa. O mai rămas un șnițel de la mama și o să-l mănânc, o să-mi fac un sandwich porno cu șnițel. Avem aici, nu-i de pui, că e de porc, pâine de diabetici, pulă, 37 glucide pe 100 de gram și am brânză Gouda. Așa, ce să mai punem? Ce să mai punem noi în ăsta? Punem niște salată, eu zic să punem și salată în ăsta. Bă, deci faci mai cu niște șnițele să-mi bag pula. Așa. Și cum să uităm de maioneză, mă? Fai de pula mea. Uitați așa. Dacă e cu zgârci bun, nu, bro, deci face mama niște șnițele incredibile. Ce? Ce? Pe unde mi-e telefon? Aici, ții pe pat. Ah, vai. Îl vrei? Fost... Da, te rog. Am fost până acum numai în ședință și nu mai știam că am lăsat toate chestiile. E ok, dar tu știi ce am pățit? Știi că m-am dus să mă bărbieresc și mi-am făcut duș? O trebuie să spun pijamale că n-am avut haine. No, bă, deci facem un sandwich, bă, băieți. Dar pe ce bază ai ajuns diabetic? Cred că de prost. Pui și mie niște apă, te rog. Știi cum e? Câteodată viața vine și te izbește cu... Opa, era să-mi cadă șnițele. Te izbește cu niște chestii pe care pur și simplu trebuie să le accepti. Asta e. Da, eu nu mă supăr. Mie îmi se pare destul de amuzant diabetul. Cumva pot să zic că mi-au făcut viața mai faină. Am și cerșcuța mea, da? A, lasă că spun una ta. Mersi, domnul Pește, de un euro. Numai să-mi șugat sandwich-ul. Și ar mai trebui să mai mănânc ceva pe lângă. Ia să pun o felioică de cașcaval. O rupem în două ca să fie suficientă. Punem maioneză. Mamă, și merea și niște muștar. Am dat și mie o felie de Gouda. Da. Ce muș brânză goală? Da. Dar ce ești tu, șoboloncă din aia? Mersi. Du-te tu de aici, aruzătoare. Tu, că îmi scoteai netul tu din priză, tu! S-a închedicat asta de cablu de net, era să-mi scoată cablu din router.
No, ia uitați ce sandwich mi-am făcut. No, cu ăsta e numai bun să ne uităm la clipuri de căcat. Este perfect. Este perfect. Puteți să-mi trimiteți pe Discord acolo la clipuri de căcat și vedem. Între timp, haideți să intrăm pe secțiunea noastră preferată, nu pe YouTube Music, unde pula mea îi secțiunea de trending. Corect. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Clipuri shorts. Uai, ce bun e sandwich-ul. Oh. Un video, mami, gente, mi incanta sta voina. Oh. Hai cu aia, mă uit la montaj Las Fierbind, sezonul 23. Mau, ce bun. Ce e asta? Apăsați și voi butonul drag acolo, în forță să facem. Oh, măcar, Doamne, măcar domnul Bogdan, ce ați puțit? Măcar 100.000 de like-uri, măcar 100.000 pentru găinușa asta frumoasă. Vă salut direct din 2024. Primul clip de pe acest canal este The Pose Challenge. Cine se gândea la asta? Așa că, Danule, hai să-i dăm drumul la treabă, frate. Ia de aici. Astăzi totul este permis. Avem și... Stai, că nu merge! Am vrut să vă dau niște... My God, domnul meu nu știe să-și facă Chroma King la editare. O căutat Windows Error, green screen și-o uitat să scoată green screen-ul. Am vrut să vă dau niște confete, așa să fie frumos astăzi. Haide mă, bine mă, pentru oamenii mei aici. Mai facem unul, asta nu înseamnă că o țin așa tot anul, da? Deci să nu vă aud. Deci să nu fii supărați pe Danu dacă faci anumite chestii. I-am dat acordul acum de la început. Uite aici, stai așa, palma. Ca facem aici frumos, elegant. Palma, da? No, dar care-i treaba? Luna asta... The Pose Challenge. S-a deschis capacul, dar nu-i problemă. Eu pus ghena de gunoi în pat cu el unde e locul, bă, nu ies nimic. Fără mărgeam, da? Sincer. Stăteam aici, nu era nicio problemă, da. Ia uitați, stă la numărul 5-6. Vă notați? Bun. Dar ce te să-i explica prostul să dau ăsta jos de aici? Te ajut, mă? Bă, dar ce greu e, mă, că ești greu. Vrei să te ajut? Am 2 secunde de când te-am întrebat dacă vrei să te ajut. Welcome to 2024, ai bine, femeie. Mergeau, ți-am zis, mai mergeau vreo 4, 5, 6, 7 zile. Lăsați așa. Am uitat să-mi fii jocul, bă. Ce-am ești prost, ai ups, în patru. Dormea și tu. Trebuie să fii cel mai curat cu tomberonul, poate ești prost și îl dormea. Băi, am salvat? Tați. O, băgam i-aș pula, stai. Am uitat să-mi fii jocul. Băi, de vreo jumătate de oră sunt singur în casă. Și am senzația așa că fraierul... Deci fraierul vrea să se sustragă de la challenge-ul ăsta, că și-a căutat de trepci, că mă duc până la magazin puțin, că nu știu ce, că nu știu cum. Și zic, bine mă, hai, te așteaptă în casă. Dar nu-i problemă. Mergem după el. Dacă el vrea să stea departe de mine, eu nu vreau să stau departe de el. L-am găsit. Ce faci, mă, frate? Nu mai știu unde. Toată ziua ești aici. Astăzi parcă era vorba să nu stai departe de... Prost? Nu, mă, ce ai treabă? Băi, nu mai mă, că se ia greu, mă frec 3 ore cup diluan din ăla. Are frere, tricou negru pe el. Dacă putea să fie negru full, cum ar veni? Ce-i ăsta aici? Ce-i ăsta aici? Nu-i pierdă. Bine, bine, îmi place pe ăsta. Lucky, nu mai este. Interne sau la anumite membre externe? Și am fost nevoit să-i tăiem, ba, unde, de da, ba, voi nu știți coadă, când ba... am asta să povestesc. Da, să acolo, ești nebun la cap și da? Câte de-aia ceva, voi? Gata, frate, poți. Lasă-mi să ai cu șapca acolo. Un magazin. Stați așa că vă arăt. Stea mult? Dar nu înțeleg care e faza asta. Îl pune să stea în diverse poziții. I mean... Nu s-au dus, mă, frate, că erau pe aici cu mingea. Au pe așa, băia. Ala cu bicicleta și mingea? Erau doi cu bicicleta și unul cu mingea. Hai, a doua șansă. Mamă, bă, gata. A treia șansă. Deci poate îmi dai unde nu trebuie. Dacă ți-am dat unde nu trebuie, badane. Prost, măcar atâta, te rog.
foarte extrem, ați văzut? Ok. Am terminat cu ăsta pe... Așa. Auzi că dacă nu-ți faci tema, mori. Salutare tuturor și pam, pam, pam! Data trecută ne-a bătut tatăl din Ohio. De data asta ne va bate... Oh my god! Bine v-am regăsit, astăzi jucăm Granny împreună cu Clorna, vom juca Granny 1. No, voi vedeți, uite, sunt oameni care joacă Granny. De ce veniți să-mi ziceți mie să joc Granny dacă sunt atâția youtuberi ăștia consacrați care joacă Granny, mă? Nu, varianta de calculator, pentru că e mult mai tare, mult mai creepy. O să vedeți și o să se sperie Clorna că nu știe intro-ul. Dar o să încercăm să o trollăm pe Granny, facem toate farsele din lume, practic cum i-a făcut lui bunicul măcelar. Vreau să-l aduc și pe Clorna în lumea asta a jocurilor Granny, bunicul măcelar și așa mai departe. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopel. Și bineînțeles, cel mai blană merch îl găsiți pe nocivanu.ro, unde găsiți tricouri, hanorace, ghiozdane și multe altele. Cu Nocivanu on fire, Nocivanu și Patrocle. Și încă mai este și ediția de iarnă. Primul link din descriere. La secvența asta se va speria Clorna, sigur. Ha, ha, ha. Bine te-am găsit la Granny, my boy. Yes, my boy, da. Cine ține ursulețul ăla în dreapta sus, l-ai văzut? Bă, la, da, mă, l-o trebuie. Are viață, what? Cine? Ăla e bunul, mă, bunelul? Ai jucat vreodată Granny pe PC, varianta de PC? Deci eu numai ăsta am jucat, my boy, deci ești profesionist. Ești profesionist aici. Bine, my boy, hai să te văd. Deci dăm continue direct. Înseamnă că știi partea asta de început. Sunt Minecraft încă, my boy. Acasă, da, bun. Dar nu, 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 că-s bărci ăștia. Nu știi tu din astea de Minecraft. Aia e casa lui Granny, my boy. No, welcome. Ia șt. Tașcă, intrăm. Opa. Mergem la babă, deci fii atent. Granny este de fapt bunica noastră și noi este nepoții ei, da? Da. Doar că tu ești un nepot de la pe care nu l-am mai văzut niciodată și nu o să fie prea fericită când te vede. Ok, atunci. Full roleplay suntem noi aici. No. Bă, ce s-a auzit? Ce s-a auzit? Uai! Hai că m-am speriat dacă e. Da. N-am mai văzut. Na, bine. Bă. Nu mai știu la ce să mă uit în timp ce mănânc. Și așa mi-e de greu. Serios, așa mi-e de greu. Pardon. Așa mi-e de greu să mănânc fără YouTube. Și chiar îmi trebuie YouTube ca să mănânc. Mi-e foarte, foarte greu să mănânc fără YouTube. Bă, niciodată nu mă poți minte că n-am la ce mă uita. Ce asta? Mega concursul de rupt oasele omului înghețată, Rod versus Freddy Fazbear versus Spider-Man, cine câștigă? Wow! Salutare vampirașii mei și ce mai faceți? Eu sunt Dracula și bine ați venit la mega concursul de rupt oase! Ați auzit bine, vampirașilor, un concurs în care o să ne rupem oasele aici cu caracterele noastre preferate. Ai de pula mea! Ia uitați câte caractere avem astăzi și o să vedem care din toate aceste caractere va rezista cel mai tare. Ai de pula mea! Să lăsați comentarii cu care credeți că din aceste caractere o să bă, reziste cel YouTube mai tare Kids Final la concursul Boss de rupt oase. Holy shit! Eu zic că Chainsaw Man Danger o să reziste cel mai tare, așa că vampirașilor să nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe, like și comentariu și desigur ai de pula mea. Este foarte important și să scrieți în comentarii cine credeți că lobotomie. Să nu vă uitați la final. Bine, vampirașilor, să înceapă cel mai șmecher concurs din toate timpurile. Ți-aș da return-ul CM Punk în WWE, dar îți dau ăștia dita ai copyright strike-ul, ca de obicei. Și acum aoleu, bă, mi-a căzut tractorul în cap. Bine, vampirașilor, să înceapă. Asta e gen înainte să fie apucat YouTube sau după? Asta e referință, cred că nu știu. Super șmecher. Bă, vampirașilor, uitați câte caractere, mamă, nici nu știu pe care să-l aleg. Uitați, avem și caracterele noastre preferate. Bă, vampirașilor, eu spun să începem cu omul de înghețată, Rod Sullivan. Și hai să vedem unde putem să-l ducem pe acest om de înghețată. Bă, câte chestii șmechere avem să încercăm aici. Mamă, vampirașilor, haideți prima oară să-l punem în mașinăria aceasta de făcut masaj. Da, 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 nu...
curaj. 1, 2, 3, apăsați! Ia să vedem, bă, vampirașilor. Cred că o să reziste mult omul de înghețată, rod. Bă, am crezut că o să reziste. Auleu, omule de înghețată. Bă, uitați-vă la el. Nu mai este așa șmecher acum, nu? Bă, o să lăsăm aici. Da, foarte șmecher. Bă, vampirașilor, n-aveți idee cât de dur mi-era să fac un concurs de genul ăsta. Concurs de ce? Că iei fiecare personaj din căcatul ăsta de pack de Garry's Mod și îl țâpi în mașina de masaj? Bă, la ce pula mea suită copiii, man? Literalmente, ăsta e concursul de rupt. De-aia eu zis concursul de rupt oasele. Și da, chiar sunt curios cine o să reziste cel mai tare. Bă, mi-era foarte dor. Bun, uitați, avem aici și niște schibidi. Doamne ferește, ce e asta? Evoluția schibidi toaletă. Și bă, vampirașilor, să vedem unde o să-l punem. Mamă, ce rău a ajuns Dr. Kleiner, mă. O să fie super, super șmecher. Bă, wow, 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 bă, l-a aruncat. Pui toți cât de mare îi. L-am pus în tocător. Pa, pa. Bun, vampirașilor, prea amuzant, prea amuzant. Tata, l-avem. Ce amuzant în tortură fizică, bro. Mai și pe Titanul Burghiu, chiar sunt curios cât de șmecher o să fie. Ia să mai vedem, vampirașilor, pe cine să mai luăm de aici. Bă, chiar vreau să vedem acest Spider-Man. Nu Spider-Man! Nu Spider-Man, bro, trebuie să mai filmeze cu X-Lader, nu? Bă, eu nu pot să mă uit la așa ceva, very sorry. Sta contra acest tocător, ce spui, eu nu mă uit la așa ceva, boys. Da, Dracula, sunt cel mai pregătit. S-o facem pentru vampirași. Aia spun și eu pentru vampirași. Bun, bun. Ce-ai făcut, bă, Dracula? Să n-ai plătit curentul? Bă, ar fi trebuit să... Opa! Stai că merge. Ia stai așa să vedem. Bă, hai că o luat-o. Așa. Bă, eu v-am spus, bă, vampirașilor, că Spider-Man ăsta este foarte rezistent. Stai, bă, să-l ajutăm acolo. Bă, sigur funcționează chestia asta. Bă, eu spun că funcționează foarte bine chestia asta. Bun. Până atunci, vampirașilor, haideți să mergem și să mai luăm pe cineva. Uitați, avem și... Ăsta de ce are un trebușet în spate? Animăluțele din Poppy Playtime, eu spun să facem un super mega suc. Așa, ia veniți încoace animăluțelor din Poppy Playtime și să le punem pe toate aici. Așa, avem 4 animăluțe din capitolul 3 din Poppy Playtime. Chiar abia aștept să iasă vampirașilor. Pun pariu că o să fie o joacă. Uite, s-a dus Spider-Man-ul! Domnule Spider-Man, no. Aculeas, ajută-mă, bă, n-ai fost destul de rezistent, ai din capul meu, uitați, ha, 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 vampirașilor, ia uitați și exemplu, vă dau viață, puteți face asta și cu prietenii voștri din realitate, ha, 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 bă, mă facem cel mai bun suc, cu mai multe arum. Bă, dacă copiii care se uită la ăsta o să-și bage mâna în blender din cauza că o văzut la ăsta, chiar amuzant. Așa, bă, vampirașilor, bă, cât de amuzant. Bă, uitați ce rezistentă e doamna Pomni. Bă, doamna Pomni, bă! Hopa, ferească sfântul, oh, gata. Pulă. L-am luat, hai să o luăm pe doamna Pomni. Hai de capul meu. Unde a fost și acel schibidi parazit. Bă, eu nu mai vreau să merg la acest schibidi video. Nu știu dacă vreau să merg la schibidi video ăsta. Ia uite, pulă, așa. Îl supă pe Freddy Fazbear. O să-l punem aici, auleu, să-i facă masaj. Bă, auleu, hai să-i aducem și pe restul. Bă, fiți atât. Locul 39 în Trading for Gaming. Ia uite, pinned comment. Wasili! Ha, ha, respect, Draculaș. Wow, ce concurs! Bă, ce-s cu canalele astea, omule? De unde eu mai apărut și omul ăsta? Hai de capul meu. Uite, e postat acolo oră. Tată strict. Stai, tata strict vers... tată strict versus tată rechin. Care tată este mai bun? Draculas îl distruge. What the fuck? Mai, mai, mai.
Dracula să-l distruge pe o înghețată Rod. Ei, bună dimineața, sper că v-ați trezit Dracula și Juan și mi-ați făcut ceva de mâncare. De astăzi veți fi sclavii mei, iar casa voastră va fi casa mea. Eu voi fi noul vostru tată, tatăl cel strict, și mereu vă voi ține sub solul casei. Auleu, ce? Auleu, bă, vampirașilor, dacă vă mai mintiți. Auleu, tatăl cel strict din Roblox m-a prins pe mine și pe Juan pe drum când am scăpat de acolo, de la pizzeria unde este omul înghețat în Rod. Bă, Juan, ce se întâmplă? Hai, bă, Draculas, bă, trezește-te odată. Uite câtă bere ai băut. Ia să văd. Da, bă, vampirașilor, am băut cam multă bere aseară. Dar, Juan, la ce să te ajut? Păi, bă, ne-o trezit acum 2 ore, dar tu nu te-ai trezit și m-o pus să-i fac de mâncare și... Stai, asta e casa lui Curaj, câinele fricos? Da, chiar e casa lui Curaj. Cum am trezit cu nebunul ăsta? Bă, Juan, tu vezi? Da, bă, ia și fă aici. Bă, ce-ai făcut aici? Nu știu, bă, dar învârtești tu de acolo. Bine, hai că-i dau acum. Wow, aoleu, bă, ce-ai făcut, bă, o să-l adu așa și Roblox, bă, bă, uite de asta, aoleu, bine, bine, bă, Juan, ia și pune asta acolo, ești vampirașilor, uite cum se uită după, bă, mă, cu aia are iPhone 5S, mâncați-aș pula, unde e Ustache cât ai nevoie de el, ai grijă, Zopi, poate te bagă în beci, sincer, nu m-ar șoca. Uite cum se uită după mine, Draculas, ce faci acolo? Nimic, verific praful dacă e sănătos. Hai, coaie. Ia uite, Jobu Gaming. Știți cum o băgat de face clipul așa? Stai, jocul ăsta horror e înfricoșător, te jucat pe întuneric. Fuck! Hello, hello băieți, bine ați venit pe Jobu Channel. Eu sunt Jobu și astăzi ne vom juca un nou joc horror care sper ăsta, să fie sincer, mi se pare un canal. Să scoatem niște reacții puternice, să râdem, voi să râdeți, eu să mă sperii și așa mai departe. Înainte de a începe, v-aș ruga foarte mult să apăsați acolo pe butonul de abonează-te sau subscribe, depinde cum aveți voi. Să lăsați un gândește like, un comentariu și să fie nostalgic pentru un copil. A, te referi la canalul celălalt. Ăsta mi se pare un canal foarte normal de gaming. Spate, bă. Job more like jobless. Dar cum ar fi fost, bă, să-și fi pus jobless gaming, no? Da, e un canal de gaming. Da, oricum e mai normal decât ce am văzut înainte. Domnul Motan este vânat de un killer noaptea la 3 dimineața. Bă, ce o să-mi fut, ce o să-mi fut recomandatele, bă. Ia uite, și ăsta e în casa lui Curaj. Bă, care e treaba, mă, cu casa lui Curaj? Nepotul ăsta meu n-a făcut deloc curățenii în casa asta cât am fost eu plecat. Vai de capul lui. Lasă că-l pune o să facă curat când se trezește. Holy shit. Da, până e stac, eu ajuns fări. Lasă-mă, uit eu o leacă la știri, să văd cum a să fie asta vremea asta. Asta e Mișu și Ionică. Știri de ultima oră. Se pare că un nebun a scăpat de la spitalul psihiatric. Trebuie să vă baricadați casa. Deoarece acest nebun este foarte periculos. Moldova merge șădit de chat. Vă urăm succes și să aveți Let's foarte go. Mare grijă. Să nu vă încredeți în nimeni. Opa, se pare că nebunul ieșe de la spitalul psihiatric. Fâliu, trebuie să baricadăm toată casa. Ia să-l trezesc pe neghiobul ăsta de nepota meu. Domnule Motan, trezărea! Ce până mi-a fost tranziția asta? Iar mă trezești. Stă! Iar mă trezești, tataia. Bă, tataia, o zi, o singură zi, te implor, lasă-mă să dorm până când vreau eu, bă, să mă trezesc dimineața și zic, mamă, ce bine am dormit, nu să mă trezești tu și să vin la tine și ce... Ok, păi tu ai dormit în pat, de ce plănești cu levierul în mână, nu? Cu ranga lui Gordon Freeman, no, și ce se întâmplă? Unde e nebunul? Cum adică vândut, poate că... Duc să încep să bani... Unde-i nebunul? Da. Nu. Ei bine, știi că nu le-am... Calul ăsta e un cal din bronz. Ce poate să facă calul ăla din bronz? Bă, dacă e ce...
afară, haide să ne jucăm. Vino, nu o să-ți fac nimic, promit. Bă, tu cumva ești nebunul de la psihopați? Poate că da, cine știe. Haide să aflăm împreună. Pentru o secundă am crezut că s-a apucat băi romantic gen de videouri. Nu-i nimeni acasă, mi-a spus mama să nu deschid la străini. Uite, domnule Motar, eu sunt față de fantomică. Față de fantomică, ok, eu sunt domnul Motan. Ei bine, acum că am făcut cunoștință, suntem prieteni, așa că poți să-mi dai drumul la ușă. Nu, bă, nu-ți dau drumul la ușă, tataia, vestirea. Eu, față de fantomică. Da. Hai, tataia, repetit la bebegică, hai, da. Bă, dar de ce e ușa deschisă? Babagi? Hai, mami de ei, da, hai, aici. Ușa-i! Nu, te rog, nu mă mai tortura, nu, o să-ți spun unde domnul Motan, te rog, nu. Ce e asta, mă? Survival skip din TV Woman versus Titan Apocalypse. Stai, că stai nici măcar nu-i din România. Please like and subscribe. Thank. Ăsta-i generat cu AI maxim. God. Oh my. Yes. Yes. Ăsta-i generat cu AI, deci nu se poate să nu fie generat cu AI. 100% generat cu AI din capul ăsta de video. Deci n-are cum să nu fie generat cu AI din capul ăsta de video. No, și când se bat? Creierul meu substimulat de generație alfa dorește să vadă cum se bat ăștia. Coaie, ce e asta, bă? Oh, yeah. 13 plus 7 egal cât? Write in comments! Go. Ok. Ce dracu? What? Și sunete random din secundă în secundă. Yes. Ok. Ok. What? Oh my god. Oh yeah. Bingo. Ha. Cât e 20 plus 10? Repete chat. Scrie în comments. Mamă, doamne, ce suprastimulat mă simt de video ăsta, mă. Neuronii mei nu știu unde să se ducă. Go. Doamne, și ferește, mă. What? Yes. Hai cu ai binează dracu dată aia 10 diamonds, oh te rog. Yeah. Okay, let's go. Binează-i naibii odată. Go. Nice. Hai bate-ți-mă. What? Oh my god. Zombie attack? No. Yes. Oh my god. Yeah. Yes! Oh my god! Yes! Oh no! Ce e asta, mă? Coaie, ăsta are într-un double chest arsenalul atomic al tătei... Doamne! No, se bate ăștia. Hai, coaie, încă nu s-o bătut.
Deci că bă, ce s-a schimbat Rusty Craft-ul? Coaie, du-te în pula mea. Municipiul Brașov intră în scenariu sau ce? No. Ce? Municipiul Brașov intră în scenariu sau ce? No. Omul meu legit, o sta cu OBS-ul să înregistreze pe cineva, bro, că-n jură. Fai de mine. Nu știu, bro, dar... Așa, așa snowflakes sunt oamenii, mă, omule. Gândiți-vă că îs așa snowflakes, că este un video, zice, top 10 youtuberi care au jurat. Uite, top... Wow! Se va sfârși, că just the end, sfârșitul și toate astea au sens acum, frate. Din cauza celor de la Apple, de la Apple din Italia. O să vă zic așa, o să vă fac o, ce s-a întâmplat pe scurt. Cei de la Apple din Italia, gen Italia Apple, pula mea. Vai de capul meu, ați auzit, chat? O zis cuvântul cu pula. Wow! Deja au trecut jumătate de minut, omul meu staring at the camera, nu zis nimica. Mamă, chat? Wow, chat! N-am vrut să iasă asta? N-am vrut să iasă asta, chat! 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 Am vrut să... Chat! Hai, coai, mai dă-o pula mea, zis pula. În loc nu se mai joacă Fortnite. Și e foarte prost. Adică, gen, foarte, un lucru foarte prost. Băi, gen, un lucru foarte prost că nu se mai joacă Fortnite. Adică... Coaie, literalmente, eu zis cuiva că e prost și-o trebuie să îmbârlige chestia, să nu zică, să nu fi zis cuiva că e prost. Ce pula mea. I'm literally done. Câte materiale am, dar nu s-au nici unul, băiatul, că fuți, că... Ba, avem player aici. Fur kill-urile. A, nu mi s-a părut, văd... Rafael, în orice episodie nu renunță vreodată, înveți sau facem vreun ex... O, doamne, nici nu vreau să intru în rabbit hole-ul chestiilor pe care le-o zis Rafael, oh god. Bă, pula, ies, eu mă joc așa. Nu cum să joc un trainer dacă mă joc. Tu te bagi ca sula. Te bagi ca sula. Am armură pe tine. Te bagi tu. Ce armură. Dacă vii să mă ajuți puțin. Joc așa, bă, pula meciulă. Power! Pula meciulă. Și cum ai stat aceea de ce ești? Ești și meciulă. Eu nu joc cu toți românii. Și tu n-ai cum să joci, ești. Ce-a făcut acolo? Mi-a omorât toți copinașii. Pula mea, omule. Uite la afară. Te-a dat cu siringa una? Da, deci ați prins ideea. Te văd că mi-ați mai trist clipul. Salut, sunt Bătan Show și astăzi să ne uităm la cele mai amuzante animații din circul digital. Ce pula mea e un circul digital? Vreau și o să știu. Sau nu știu dacă vreau să știu. Oh, cine e aici? Oh, uitați-vă, prieteni, Jax și Pomni. Un balon. Ce cu balonul ăla? Oh my god! Jax, aia, tu ai făcut o surpriză? Ok, Pomni se uită. Oh my god! Intră pe canal la thumbnail. Da, am văzut deja thumbnail-ul. Thumbnail-ul e foarte amuzant, să știți, are țâță. Ah, ăsta este căin, prieten. Ce vrea să facă? Magicianul ăsta! Oh my god! Oh, ce s-a întâmplat? Ea a dormit. Interesant, ce vrea să facă magicianul cu Jack și Pomni? Stai. Oh my god, magicianul ăsta, prieten, s-a îndrăgostit în Pomni și... Oh my god, a răpit-o pe ea. Deci, Jack s-a rămas fără prietenă.
Ok, Kinder și... oh my god, ce s-a întâmplat? Oh my god, Becain. Ok. Oh my god. Oh! A sărutat-o pe pomne. Bă, nemernicule, ce faci? Știi că nu este. Oh my god, uitați-vă ce... Pomne, s-a trezit. Hei, ce faci? De ce m-ai împins? Oh my god, te urăsc acum. Te vai transforma... Ah, nu, pur și simplu, prieteni, uitați-vă. A, încătușat-o și o ține în captivitate, stai! A venit cineva cu laserul ăla! Este Jax, Kinder și clonul ăla pe care l-am uitat, frate. Ok, haideți să vedem ce se va întâmpla cu circul digital, guys. Da. S-a teleportat, a devenit un fulge. Gata, nu, nu se mai poate folosi din magia sa. Pe pomii să o ajute. Nimic nu s-a primit. Gata, e eliberată din cătușe și... Ce se întâmplă? S-a ia... casa nu... Câte... Oh my god! Oh my god! Very nice. Oh my god! Măceanu se uită? Yeah, guys, oh! Nu m-am așteptat la aia! Măceanu, uitați-vă! Oh my god! Ce arată, bă, nebunul ăla! Bă, ăsta de câte ori zici oh my god! Hey! Oh my god! No, no, it's not me. Yeah, what are you talking about? Omule, ce brain rot, mă împutrezește creierul. Îmi putrezește creierul legit. Îl simt cum mi se cum mi se desprinde materia cenușie, mă, de creier. Îmi putrezește creierul. Le ce e asta? Cred că am văzut video ăsta. Numai într-un context un pic mai... mai sunt, mă! Mă arată-o repede. Intră pe canal și uite la thumbnail-uri. Salut! De unde i-a pornit toată chestia asta? De aici. Deci acum 5 luni în mintea lui Motan Show s-a întâmplat ceva. Deci acum 5 luni Motan Show a pățit ceva, probabil un accident de mașină. Nu vreau să vorbesc despre asta și poate, poate ceva s-a schimbat. Doamne și ferește. Vedi regele. Salut la toată lumea, numele meu este X-Slader și astăzi o să facem provocarea săptămânii din nou. Am căutat în oraș cel mai mare borcan de castraveți existent la ora actuală și am luat... A, da, păi eu îs castraveți de Rureni, dacă vă interesează. Acest borcan, nu face reclamă, nu face nimic, ăsta l-am găsit. O să încerc să-l mănânc. A, dracu, cu luptă plăte, așa, da-și dracu și mâncă castraveții. Ce tare arată Chuck-Jack-ul din Fortnite. Băieți, suntem la al doilea castravete. Un castravete foarte bun, trebuie să recunosc. Aici se întoarcem asta, că poate ziceți că fac reclamă. O, mai taci în pula mea cu reclama, mătii. Mâncă-mă castravetele. Ce mușcă din castravetele. Bun, mai sunt castraveți ăștia, n-am mai mâncat de ani. Ca dintr-o pulă de aia zemoasă, mă, și sărată. Tu crezi că o să reușesc? Nu. Hai că mai avem mulți. Puta, mă, aici, cât au putut să bage ăștia în borcanul ăsta? Te mai crezi tu că mai ai? Ligma grind set. X-Slader are gagică. Nu, cred că e prietena lui cea mai bună. Partea de mâncare, prin... De ce mine puțin rău? De ce mine puțin rău? Pentru că sunt grețoși. Dă și mie sara bună. Cred că e maică sa. Și o mâncat pe toți? Oare s-o căca verde? Eu cred că trebuie să cumpăr castraveți de ăștia, dar moloșiți, cum ar veni, nu? Moloșiți, asta înseamnă că nu mai iau apă. Datorită faptului că nu mai are apă, uite cât de mic e. Hai să-l comparăm cu acesta, uite. Vezi, ăsta e foarte mare, îmbibat cu apă, până nu mai poate, până l-a refuz. Uite, te curge din el apă, iar ăsta nu mai curge nimic din el. Este mâncare de Resident Evil, bro. E și grosime. Scos castravetele din buzunar, gheții.
Îl voia mai flacid. Stați, a meu, că trebuie să se întindă că imediat naște. Oțet de doi oameni mâncăm pe ăștia. Dar dacă o să strângem multe like-uri, o să vin cu mai multe forțe. Ia da. Asta este capacul care nu... Păi stai, și nu l-am mâncat pe tot. Mai erau, cred că jumate, am mâncat jumate. Uite, fiule, aici eram eu cu Rafael, cântam cea mai tare melodie din România. Uite, te lăsă, vezi și tu, asta e cea mai tare melodia mea. O vezi? Ia uite. Nu am mâncat tăburcanul. E cel mai bun videoclip al meu după Clanad. Stai un pic, și atunci ce rost o mai avut video ăsta dacă nu mâncată borcanul? Adică, de ce să te mai obosești să mănânci din borcanul ăla, dacă oricum nu l-ai mâncat pe tot? Ce pula mea a fost video ăsta, man? Bună, mă numesc Adina și... Bunicul intră noaptea peste mama în cameră și puncte puncte. Flo versus Dia. Ce-i asta, mă? Sunt din București. Familia mea nu e una normală, categoric. De când mă știu, toată lumea se ceartă cu toată lumea. Probabil și din cauza că stăm cu toți împreună. Adică eu cu părinții mei stăm în casa bunicilor, iar aici mai locuiește și fratele tatălui meu cu soția lui. Și vă dați seama că atunci când se adună la un loc niște oameni care au principii și caractere diferite, e jale. Cum am zis, stăm în casa bunicilor mei, bunicii din partea tatălui. Și asta mereu a fost o problemă pentru mama, pentru că cel puțin bunica mereu a tratat-o urât și a considerat-o inferioară, iar bunicul se comporta ciudat cu ea. Mult timp... Ce pula mea e canalul ăsta? Mama era săracă în România și bogată în Italia acum. Gemenele posedate pe tabla Ouija. Ce-i canalul ăsta, mă, băieți? În primul rând, unde l-ați găsit? De mi l-ați trimis. Canal de trauma dump. Ia, are ceva descriere. Are un about. More about this channel. Nu scrie nimic la descriere. Păi ce mă enervează canalele astea random. Pe acest canal avem mai multe tipuri de conținut, de la povești spuse de abonații noștri, întâmplări personale până la episoade fictive cu scopul de a amuza sau de a da o lecție. Ah, deci lecții de viață... Lecții de viață... Desene animate. Mi nu mi-am dat seama, bă. Evident. Pentru că eram mică și pentru că lucrurile astea nu se făceau în fața mea. Însă odată ce am devenit adolescentă, am început să observ niște chestii. Și mama s-a deschis în fața mea. Într-o zi, ceva mi-a atras atenția în mod special. Tata era plecat la muncă, a dus direct înspre camera mamei mele. Știm că ea este acasă. Eram pe hol. Nu apucasem să intru în cameră, când deodată o văd pe mama ieșind de acolo extrem de speriată și plângând. După ea a ieșit și bunicul. Evident că el m-a văzut pe mine și nu a mai zis nimic, dar atunci am început să pun cap la cap niște lucruri. Mama mereu s-a simțit ciudat în preajma bunicului meu, adică o simțeam eu. Mereu se acoperea în cazul în care avea un decolteu sau umeri goi sau pantaloni scurți și încerca să le evite pe cât de mult putea. Ei bine, genul ăsta de comportament categoric spunea ceva. Și evident că m-am gândit eu că bunicul meu poate se poartă urât cu mama și o acuză de ceva. Doar că lucrurile stăteau mult mai rău. Și nici măcar nu mă gândeam la așa ceva. Pentru că logic, era tatăl viitorului ei sos de acolo. Pat, în timp ce o atingea unde nu trebuia. Mama e... prea mult pe mama. În acea zi în care eu i-am prins așa cum am povestit, aparent mama dormea liniștită în camera ei. Dormea pentru că era puțin rău. Dar s-a trezit cu bunicul la ea în pat, în timp ce o atingea unde nu trebuia. Mama evident că s-a speriat. S-a certat cu el și a plecat plângând. Eu atunci când am aflat, i-am zis direct că trebuie să vorbim cu tata și trebuie să-i spunem totul în față.
Mama a cam ezitat, pentru că știa că dacă face asta, o să-și pună toată familia în cap. Și toți o vor considera mincinoasă, pentru că la urma urmei nu avea nicio dovadă. Dar eu știu ce am văzut și nu voiam ca mama să mai trăiască așa. În acea zi nu am făcut nimic. Tata nu era tocmai într-o stare bună și am zis să nu agităm apele și adevărul. Ea a crezut că dacă faci, a luat pe amândouă la bătaie pentru că am îndrăznit să-i jignim tatăl. În secunda aceea să ne punem toată ca fiind extrem nicio supărare asta, pentru că oricum voiam să plecăm de-a ei. Urma destrămat într-o secundă pentru el și tot urmă să-i dea familia pe care el și-a format-o, și anume soția și copilul lui. Dar lui chiar avea probleme. Era un om pervers care o hărțuia pe mama și de fapt cu nimeni din familia aceea. Nu pentru că noi nu am vrut, ci pentru că tata pur și simplu nu ne-a mai căutat. Însă după un an și o lună am primit un telefon din partea lui. Plângea și a început să-și ceară scuze mamei că a greșit și că ne vrea înapoi. Da, și eu sper că e fake. Și eu sper că e fake, bro. Dar nu. Pur și simplu soția fratelui lui a trecut prin același lucru cu bunicul. Și pervers care că el n-a știut să aibă încredere în noi. Și dacă nu ar fi văzut cu o de un an în care nu a vorbit cu noi, el a mai fost și cu o altă femeie. Ce sens are să ierți pe cineva care te lasă atunci când ți-e mai greu? Ce vreau eu să zic e că deși ne punem de cele mai multe ori... Deci întâmplările abonaților sunt năzdrăvane, da? Asta e mărturisiri oneste, dark, dark anime turning, coaie, ce pula mea tocmai am văzut. Dar nici nu știu să zic altceva în afară de ce pula mea, dar for real. Da, serios. Mă, a fost rău video ăsta. Am făcut un copil pentru că eram plictisită și acum regret. Na, nu știu dacă vreau să... Altă dată. Ăsta o să intre, canalul ăsta o să intre în cringe compilation. Uite, vă, că mai este un canal aici, zice povești pe creier. Salut! Ia uite-l pe Jimmy! Salutare! Eu sunt Flo. Și ăsta, mă! Și Timmy Turner looking ass ăsta, salutare. Mă! Salutare! Eu sunt Flo. Și după cum știți, se apropie sărbătorile eu de iarnă. Eu sunt Flo. Ce poate fi mai frumos decât să mergi la colindat cu prietenii și să-ți creezi amintiri frumoase pentru tot restul vieții? Porneam de dimineață de la ora 8 și până seara pe la 9 sau 10 noaptea, noi cântam place în muzica, nu până ne de dispăreau corzile pe vremea aceea. Credeți că toate aceste experiențe și cu țurțuri la nas ne-au hotărât. Nah, get the fuck out. Salutare. Școala 13, mutarea la școala blestemată, episodul 1, sezonul 1. Ăsta nu mai postat de 6 luni. Eu zic că God bless că nu s-o mai posta pe canalul ăsta. I mean, ioi, Doamne, și ferește, mă, omule, bă, ce cărst. Eu nu o să pot să dorm la noapte. Zopi, mai are niște bimi meme compilation. Nu știu. 5 minute reacție cu Darius. Deci nu-mi vine să cred, dă-mi un răspuns, Mădălin. Nu mă așteptam niciodată ca un prieten pe care îl consideram prieten să spună așa ceva. Clar dispare de pe listă. Nacio și bine v-am găsit la un nou video cu 10 youtuberi care îți dau pe... Am astăzi ziua de... legit, ziua de brain damage. Nu-i joi, Ben, bă, băieți. Trebuie să pun la roată secțiunea de brain damage de pe YouTube. Azi ziua de brain damage, boys. Părerea despre noul meu avatar, iar din câte știți, de câteva zile mi-a schimbat avatarul cu noul, cel actual, care seamănă teoretic cu mine, mai ales la... 10 youtuberi își spun părerea despre noul meu caracter, m-am supărat. Ăsta-i motiv să faci video? Ăsta-i motiv să faci video? Hai să mă duc eu să fut o căcare și să fac și eu un video. 10 youtuberi își dau cu părerea despre căcatul meu din Budă, m-am supărat.
Să-mi zică, nu știu, îmi zice Eugene că n-am destule urme de porumb în căcatul din WC-ul. Da, chiar m-aș supăra foarte tare. S-a păr acum în momentul de față că am părul, zis că este exact ziua el. Culturii. Iar am o surpriză specială pentru voi. Zilele următoare urmează să mă ajungă un tricou care are ghiziție pe el. N. N exact ca în Avatar. Nu, să nu vă așteptați că o să fie mărți, să nu vă așteptați că o să fac produse de vânzare pe asta. Mi-a făcut doar eu unul personalizat. Dar de ce, bro? Adică... pentru Instagram sunt. Le mulțumesc mult pentru follow, iar dacă care trecem în 2024, dar doar acum fac videoclipul care este astăzi luni, iar voi vedeți mâine marți. Să vă abonați oricum, să de la ce vine oare? Acest video, să fie un răspuns de la... bun, momentul de față, la videoclipul cu Brost, nu dat aici. Cred eu că să-mi răspunde, sunt chem prieteni, cred că o să aibă o părere bună. De fapt, eu acum știu cât ce părere a spus el, dar eu teoretic spun, de înainte am gândit ce părere o să aibă fiecare YouTuber la care am dat mesaj. Iar despre Jinx mă gândeam direct din start că o să aibă o părere bună, pentru că suntem prieteni, mai intră și pe live-uri, mai mă ajută, deci mă aștept să fie o părere bună, dăm direct în jos și l-avem. Salut, mie personal îmi plac noile caractere. Nu mi-au spus abonații mei la mulți ani, 21 ianuarie la ora 00 și am spus eu ca să vă dați seama cât de tristă viața am, deci, na, vă ți l-au câștigat din nou. Iar de asemenea la Bogdi sunt chem prieteni, am și văzut la Gaming Video Awards în București când a fost gala de premiere. Îl felicit încă o dată pentru cele două premii primite. Cred că o să aibă... ce YouTuber este Bogdi real? Te să cu ce YouTuber a vorbit. Oh, Ganicus! Bă, săracu. I-a răspuns cineva. I-a răspuns. Da, bineînțeles. Bă, ce mă distrează cartelul ăsta de YouTuber de gaming. Să-mi bat pula, deci să mor eu. Cred că e un cartel de vreo 20 de persoane până acum de YouTuber de gaming, mă, pe care i-am văzut. Care fac content de ăsta de gaming pentru copii mici, mă. Să-mi bat pula de nu-i aici... un fel de îmbârligătură din aia de tip mafie. Deci nu! Să mor eu din nou. Ce video ăsta? În ultimii ani, nu ați observat cum creatorii, youtuberii voștri preferați s-au schimbat? Unii au început să posteze rare ori și să fie aproape dați dispăruți, alții și-au schimbat radical personalitatea din fața camerei, ori stilul de realizare al videoclipurilor, devenind o umbră a ceea ce au fost rădată. Și poate vă întrebați de ce se întâmplă asta. Acest fenomen se întâmplă din cauza că dragii noștri youtuberi nu mai văd YouTube-uri ca pe o plăcere, ci mai degrabă ca pe o afacere, o sursă de venit. Iar dacă... dar cum să vezi? Cum să vezi YouTube-ul ca pe o afacere dacă tu ajungi... adică cum să vezi YouTube-ul exclusiv ca pe o plăcere când toți care s-au apucat de YouTube probabil erau ori în școala gimnazială, ori în liceu și pe toată lumea îi durea în pulă de ce li se întâmplă cu canalele lor. Normal că a fost o plăcere, pentru că marea majoritatea oamenilor care s-au apucat de YouTube în perioada aia, literalmente pentru aia s-au apucat, numai să facă videouri și atât. Mie personal, mie mi se pare normal să nu mai ai exact aceeași, cum să zic, să nu mai fie la fel. Pentru că timpul trece, man, se schimbă perspectiva față de foarte multe chestii. Dacă te știi menține pe o linie din aia unde poți să combini utilul cu plăcut, atunci e cel mai bine. Dar deja când devii insipid și chiar nu-ți mai place ce faci, dacă când vine vorba de bani, o faci numai pentru bani, atunci e partea rea. Dar, no... dacă ați observat, videoclipul este o leacă altfel editat de OLC din cauza faptului că sunt pedepsit pentru că am luat niște note mai nașpa, mai nasoare. Nu mai am acces prea mult la calculator pentru că acum stau pe ascuns. Deci, pe scurt, nu pot să văd lumina zilei și sunt torturat. Bă, ăsta nu vorbește serios, așa e? De exemplu, I Hate Pink sau Ganicus 96 au început să includă tendințe din internetul curent pentru a atrage noua generație de copii, să fie mai atractivi pentru grădiniță. Și, în esență, chestia asta nu este un lucru rău. Adică noi oamenii am dăinuit milioane de ani doar adaptându-ne la mediu. Însă să-ți pierzi esența cu care ai atras atâția oameni care ți-au fost fanii loiali... bă, Homo sapiens, cred că are numai vreo 200.000 de ani. Ups, bă,
scuze, n-am putut să mă abțin să nu fiu tocit la emoji. Mi se pare un lucru pur și de-aia simplu n-avem un prieten la școală, ok? Și aparent nu funcționează de cele mai multe ori. În comparație cu oamenii abonați la ei, vizualizări nu prea există. Dacă până și abonații tăi s-au săturat de tine, atunci nu ești cel mai util ca dădacă virtuală. Majoritatea youtuberilor s-au apucat de filmulețe la vârsta adolescenței, iar acum sunt adulți și este normal să te preocupe mai mult o viață stabilă decât distracții care nu contribuie cu nimic la lupta ta pentru supraviețuire. Dar ei nu empatizează cu vechilor abonați și mai mult, supra-saturează piața făcând ce face toată lumea. Adică tâmpenii! Dar conceptele de dignitate sau loialitate nu prea există aparent, adică atâta timp cât se trăiește bine, ce contează de alții? Efectiv, asta este mentalitatea mare parte. Iar eu acum nu aduc acuze la absolut nimeni, dar pot să presupun anumite lucruri bazându-mă pe fapte reale. Pe de altă parte, mulți pur și simplu nu mai au timp să se distreze pe internet. De exemplu, Daniel Pulvan sau Ava Gâcirmic nu au mai postat decât Luna și Pământul, deoarece serviciu... Moment... Am crezut oamenii... că dădea și niște exemple. I mean, pot să văd asta. AVG s-a meritat. Să pună trigger warning. Taci, mă, cu trigger warning-ul tău. O, Doamne! Te neapărat să mă duc acasă, nu pot să cred. Deci astăzi e ziua minunilor. Ziua minunii minunilor. Nu ne-au dat teme la școală. Trebuie să sărbătoresc casă, trebuie să împătesc ziua în plin. Există o singură dată pe lună când nu ne dau teme. Și nu mă așteptam să fie azi. Wow. Efectiv, așa ceva e uimitor. Fabulos. Trebuie neapărat să împătesc ziua. Cred că o să gătesc ceva. N-am mai gătit ceva de mult timp. Cred că trebuie să aduc și confeti. În fine, cred că mă pun să gătesc. Sper că mi-este ceva, că n-am gătit niciodată. Haide, Lia, haide, du-te și bate la ușă. Haide, începe spectacolul. Yes! Oh, da, bine, gata. Hai că bat. Cioc, cioc, te rog, nu deschide, te rog. Nu deschide, te rog, să tu fii acasă. Parcă... Toată lumea gang stă până nectarie, bară jos Roblox, intră, intră în room-ul. Doamne ferește. Ce-i asta? Radio Oltenia Cilieni online live prezentator Virgil Florin. Ce-i asta, mă, băieți, mă? Ăsta e un podcast. Asta filmează dintr-un, asta face live dintr-un bunker atomic. Bă, băieți, ce se întâmplă? Da, vorbește? Salutare tuturor! O plecat! O plecat! Mă, nu-i nimeni în chat! Mă, dar ce se întâmplă? Care-i contextul? Nu zice nimic, tot pleacă. Stați? Stați. Nu-i nimeni în chat, bro. Ha.
Să bem sor cu mine? Știu că asta nu se facă niciodată. Dar îmi cer de valoare. Pentru mine cred că e o cinste să mă mărit cu tine. Tu ești o sclavă, da? E adevărat, dar... Omul meu s-o plictisit de muzică populară și s-a pus să se uite la filme românești. S-ar cuia dincolo. De adevărat am făcut o necuvință, ca și cum n-ar fi fost de ajuns cruzimile mamei mele. Ce se vede ce ești? Dumneata stricai, stăpâne? Carilio, Carilio. Vă rog, stăpâne, vreau să mă soar cu ea. Cu cine? Cum cu cine? Cu cine? Cu Zara? Da, cu Zara. Nu te vorbești de ochii la mine. Căci dacă înainte era atât de frumoasă, acum ar fi arată de o mie de... Îndrăjdar. Bă, ce canal criptic, Doamne. Azi. Ia cum l-o închis oare? Cine din mine e puișor, mă? Că de mi-am văzut, am la inimie, mă dor mântă. Domnul Virgil Florin trebuie apreciat, are perseverență chiar dacă n-are pe nimeni pe live. De asta cred că o să-i dau subscribe ca să îmi trimită notificări că mai face live. Poate ne nimerim să fim live simultan. Îi dăm un raid la nenea. Îi facem ziua mai bună. O mai făcut chestii? Ok. Live. Ăsta a fost de ieri, mă. O făcut și săptămâna trecută. Acum... Mă, omule! Tot face live-uri. De când? Mă. Ei. DJ-ul Florin vă spune Hristos a înviat tuturor acum 2 ani. Mă, băieți, mă, ce am... Ăsta fa... Nene ăsta face live-uri de mai demult decât mine, mă. Trei ani. Uo, jegurilor. Ia mă, zici că e din ăla, mă, din... Ce-i asta? Ce-i asta? Bă, acum mă fac... ...nici minute de live. Neapărat în fiecare 5 minute de live. În fiecare 5 minute de live neapărat. De uite așa. Nu-mi dau seama că iau de nu știu ce. De nu știu cine e. Nu-mi dau seama nici cine e. Ce pula mea. Ce pula mea. Care-i primul lui live? Uite, acum 5 ani, Radio Oltenia Cilien DJ-ul Virgil Florin. Acum 5 ani. Bă, ce schimbă 5 ani un om, mă. Cel mai tare live. Bro, ce... O... Mă, ce canal. Interesant. Foarte interesant. Cred că mi-a luat destul brain damage azi. Arată ca și un edgy gamer la început. Da, destul... Mi-a luat destul brain damage. Cred că vă las. Mă duc să mă pregătesc să mă duc la sală, bă. Astăzi facem picioare. Legit pe ăsta trebuie să-l chemăm la instalarea de ieri de Windows. Bă, să știi, mă, dar dacă știam de el, bă, tu să știi că îi puneam live-ul pe fundal cât timp instalam Windows-ul. Chiar a fost ieri mișul la mine să băgăm VM de Windows XP pentru că am iarăși cititorul lui de CD-uri.
Și nu știu dacă ați văzut, așa numai pe final de live arăt. Nu știu dacă ați văzut, la mine pe Instagram urmează, nu știu, peste ceva timp, cel puțin după ce o să-mi vină cititorul de floppy discuri. Fiți atenți. Am făcut rost, am găsit la e-mail, acum nu știu dacă mai merg. Sunt floppy discurile ale lor vechi. De 1,4 mega. Pe ăsta văd că am Tom și Jerry, Aliens, Taipei, Hexagon și Skateboarding. Numai ăla cu Tom și Jerry mi-l mai aduc aminte de pe el. Îs curios dacă cumva o să meargă. Am foarte multe aici. Am 6 la număr. Îs curios dacă o să meargă. Aici am ceva Pac-Man. Ce-i pe ăsta? Ceva Pintball. MS-DOS 6.2. Clictomania Diamante. Și am, da, sunt două dischete de DOS 6.2. Da, mă, sunt destul, sunt niște chestii destul de prăjite. Nu prea cred că e sănătos mental să-ți începi săptămâna cu picioare. Ba da, eu mi-o răz viața, așa că trebuie să o fac cât mai grea. No, bun. Mulțumesc frumos că ați venit. Să încheiem pe astăzi. Mi-e suficient pentru mine. Să ne auzim cu bine la următorul live. Aveți grijă la Skibidi Toilet și la Brain Damage, cauzat de contentul de pe YouTube România, și să aveți o după-amiază plăcută în continuare. Pa, pa, pa!